eres Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet allá en Cupé Alto y los Mejía en Vega Baja. ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza. Mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba, para siempre. Puerto Rico, esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet allá en Cupé Alto y los Mejía en Vega Baja. ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Puerto Rico, esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet allá en Cupé Alto y los Mejía en Vega Baja. ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Puerto Rico, esta bomba yo la dedico. Suntem live, hei, bună seara! Uite, avem perete colorate, suntem oameni, exact, mai avem niște oameni și avem și semn acolo cine suntem noi. Ia, de ce ne-am adunat aici?
Deci, salutare, oameni. Deci, ce mai știu ce vreau dire cu după ce e la el? O să spunem și azi, însă mi-am notat eu aici, dacă vă vom la cine vă mântesc, zic asta, să facă cum se întâmplă. Hai să-i mulțumim și Emilie pentru un rapul frumos pe care l-am mai da. Și nu tata ei, de ne-a lăsat să-i uităm la ei în casă, să-i dăm mulțumim. Plus mi-e cu Emilia. Era încă văzut, ai căsut? Nu știu, nu știu ce s-a dus. Sper că trebuie să fie inclus, dacă stai în casă, trebuie să stai inclus. Când vin tot la ea ca să ne-a. Oricum. Da. Și să-i foarte bine. Așa, de ce sunt live-ul ăsta? Nu donați bani pe YouTube, da? Și eu nu auzit asta de des la noi. Spre niciodată, spre deloc. YouTube-ul ne ia 30% din bani și noi vrem să încurajăm oamenii să doneze bani. Nu pentru noi de data asta. Ce? Nu mai suntem cerșători? Nu, astăzi. Prieteni, astăzi eu donăm bani să ne îndreptăm cât mai mulți bani, cât de mulți, foarte mulți. Dacă te entuziasm în tala de shopping. Foarte bun. Da, chiar sper să zici la bani, pentru că de ce să îndreptăm bani? Da, zic că tot cauze la care a participat de fiecare așa să te duci, cât eu și colegi cu Sebastian, banii sunt pentru... Banii sunt pentru nepoții. Chiar să facem niște hai, să arăt niște entuziasm, dar să zic că plăță lucrurile mești. Nu mai spor la capelele. Eu nu mai beau alcool și mai fumă țigări de unde și toată energia asta. Banii pe care îi strângem în seara asta sunt pentru nepoțica celui mai mare patron al tuturor comedienților din România, prietenul nostru Sebastian Micheiro, dar dacă știți din comentarii, probabil este acum pe YouTube, dați un like. Dar mai bine decât like, dați pe niște bani pentru nepoțica lui care are nevoie de ceva, o operație pe inimă nu, pentru că o operație pe inimă care e super scumpă, bă, băiatul este 325.000 de dolari. Deci s-au strâns în câteva zile vreo 20.000 de euro, care reprezentau 7% din sumă, multe morții trei de viață. Așa că hai să vă zicem ceva frumos. Adică noi tot catering-uri și de toate, dar chestia pe care e serioasă și am zis foarte mult acolo, sunt link-uri acolo. Sunt toate link-urile în descriere. Sau dacă vreți să scrieți acolo pe cutiere, în partea asta care are bine, este site-ul healthilinuca.com.org, unde găsiți toate informațiile necesare și variate și explicate frumos fără duic. Dar aveți, puteți să donați prin conturi bancare normale, prin PayPal, prin Revolut, prin GoFundMe, efectiv mai nici o scuză că nu ai putut să donezi bani. Orice cât de puțin ajută pentru suma asta nesimțită de 325.000 de dolari. Da, dați zona asta un schimb la un OnlyFans sau ceva. Exact. Pula mea, că mai netești cu alte poze și pe net. Poate o lapă din imaginație. Da. O faptă bună. Hai să începem. Faci o lapă din fondele de septembrie. Exact. Am venit de zi cu ce ai făcut aici? Am văzut. M-am curinit în mars acum pe cartul ăla de băgătit. Aoleu, se aude rău, se lucrează, se lucrează. Se lucrează. Când faci o cartă, după aia trebuie să pui apă, când intră apă, le cântăm pe un an și după aia când ies apă, te-a de la trembură, mi-a spus și m-am curlit așa. Eu mi-am dat apa asta aproape de fiecare dată când verific să văd dacă s-a făcut puiul buctorii. De fii cu bucăruci, bat apa acolo și e dumneia ca un mare. Când ai chiloții jos. Exact. Bă, da, ai zis să nu donați pe YouTube. Mai zic o dată. Da, mai dau să nu puțin data, dar acum e mai bine. Știi care e faza că la donatul pe YouTube, văd, time out? Luăm de la capăt? O luăm de la capăt? Vreți să zici asta, Buzila? Te-am angajat de ceva? Intrați un pic. Siempre bailaba.
la asta mă gândeam, nu putem astăzi, este luni, nu putem să facem în două zile. Săptămâna viitoare, miercurea viitoare? Mm? Da. Mm? A, după open mic? Gata, suntem live? Ce? Da. Merge. Ce, facem ceva după următorul open mic? Da, da, tocmai, în premieră. Da, vorbeam despre noul episod din Nu știu zi, care a ieșit foarte drăguț, la care aveam invitat și l-am filmat cu public în sală. Da. Și cu Cristi Popescu, invitat. Da. Îmbrăcat în galben, chiar, chiar e altceva cu nu este foarte un comediant, cu un comediant e foarte. A, da, mare și cu ocazia asta le mulțumim oamenilor care au venit la show-ul nostru de vineri. Da. Și după care am filmat și emisiunea asta și a fost un show extraordinar. Uite, nu mai găsesc cuvintele, efectiv, tocmai nici pe alea pe care le știi nu ți-a scut trebuie. A fost super fain cu public. Da. Și cred că s-a distrat și Cristi, noi ne-am distrat sigur. Da, eu am trimis un mesaj de complezență a doua zi și mi-a răspuns și el cu la fel de multă complezență. Și eu l-am pus să zic în fața celorlalți băieți. L-am întrebat în fața celorlalți băieți de la ceva murit dacă s-a distrat și de... I-am trimis rușine, zic că da. Mă uitam pe Etno TV și am văzut-o la matinalul de la Etno TV, o poză cu un fotoliu. Pe Etno la matinal. Era reluare de la matinal. Era reluare la matinal când am filmat cu Frâncu și Vio prin canale. Mm-hmm. Okay. Și era pe Etno TV și îs doi distruși cu aia. Un gay și o distrusă care prezintă un foarte metrosexual, să-i spunem. Așa. Un fel de covecoa de la Popescu pe modelul Etno TV. Mamă, și un promo atât de făcut în paint, mâncați aș pula ta. Și în decor au un fotoliu galben, exact cum are Popescu la podcastul lui. Știi că are două fotolii galbene? Exact din ăla are și la Etno TV. Și am zis că, bă, Popescu, acum înțeleg legătura între tine și Etno, se duce departe în istorie. Da, e mai mult decât ai crede. Dar da, vă mulțumim că ați venit și că a fost destul de frig. Da, spune cât de frigos fie și peste două săptămâni. N-a fost, mă, păi, dar de unde să știu pula mea sunt eu, Romica Jurca? Pune încălzitoare din alea cu gaz până peste două săptămâni, stați liniștiți. Și există vin fiert la comics. Da, vin fiert cu care să vă încălziți și glume. Ții și tu o bluză mai groasă pe tine, haide că da, doar mă, nu te-ai născut în ideea e că oricum o să fie open mic normal cu intrare liberă și după tragem și noi emisiunea asta. Și știți ce? Cine rămâne, luăm o sticlă de tequila și dăm shoturi cu fiecare masă în parte. Știți ce? Dar mă rog, o fază sună de parcă e ceva wow, dar acum gândindu-mă parcă n-aș veni nici eu. Cu același pahar ca la pomană la biserică, cu tine, știi? Da. Că se dă cu același... Ca atunci când te duci cu ziua la culese, așa făcea bunica mea, un singur pahar, o sticlă de vin, două sticle de vin și le dădea. Făceai poștă acolo. Hai totuși, acum chiar dacă e ciudat, n-am știut că am avut probleme cu sunetul, hai să mai repetăm încă o dată ce se întâmplă de fapt și de ce suntem live, pentru că normal n-am fi. Oh my God, ba da, facem normal, am hotărât altă... Da, uite, plan. Alt plan. Ultima luni, din fiecare lună, vom fi live de la studiourile niște oameni, dar de data asta, prieteni buni, nu donați pe YouTube, nu dați 30% la YouTube, pentru că de ce? Toți banii strânși astăzi, pe care o să-i trimiteți, vedeți acolo în descriere, aveți toate opțiunile posibile, sunt pentru nepoțica prietenului nostru, Sebastian Mihailă, o fetiță foarte, foarte drăguță care are nevoie pentru o operație pe inimă de extraordinar de mulți bani. Este, da. Viața este oribilă. Am citit, și trebuie să strângem 325.000 de dolari. Da, stăm în seara asta live până strângem 325.000. Să nu închideți până nu vedeți că am strâns toți banii. Nu știu ce să facem, că ne și puneți într-o poziție dificilă. Dacă strângem 326.000, ce facem? Adică păstrăm 1.000, dă-i ce facem? Împărțim între noi 1.000? Păi da, da, adică... Îi dăm pe toți. Îi dăm și pe ea? Da, îi dăm pe toți. Păi dacă e 325.000, totuși... Păi, deci personalitatea noastră rămâne la fel. Să-și ia operația aia cu mai multe jucărie, ceva. Ceva. Multe opțiuni. Da, aveți în descriere link-uri, chestii, foarte multe link-uri. Aveți de tot felul de conturi. Da. PayPal, Revolut, GoFundMe. Ideea e că da, adică noi o ardem în zona asta, Caterin, că și așa că o trebuie, că așa îi atragem pe oameni să se uite, să doneze. Cum erau cu 20 de ani la Pantera 1, erau teledonuri. Pantera, când venea Pepe și Andrei Duban să zică bancuri pentru teledon. Păi eu acum realizez că a fost ăsta în pandemie acum. Ce? Ce a făcut? Teledon, la Antena 1. A fost Teledon? Da, a fost acum în pandemie. Mai există? Și... Cred că numai pentru asta mai există telefoanele fixe. Da, mă uitam la el. Bă, în
prima lună de pandemie, când erau patru cazuri în țară și spitalele nu mai făceau față și mă uitam la el și donau oamenii și eram cu prietena mea aia cu lacrimi în ochi, eu cu ochii umezi efectiv de Doamne, ce bine că se întâmplă asta la patru cazuri. Ți-am zis, păi hai, care 400 era, dacă care, erau pe care zi. Era formatul lor, ei erau înduioșare, înduioșau oamenii. Da, asta spun. Adică n-au ars nicio clipă la Caterinca și a fost tot teledonul făcut pe Zoom și chestii din astea. Și era totul doar de mulțumim și știi, mi se pare foarte drăguț că normal că trebuie, cum e antena și e un public atât de larg, cumva trebuie să împarți pe cine baci cu adevărat în direct la telefon ca să se audă de la televizor, știi? Și era un ecran cu 1000 de oameni în spate cu reporteri de-ai lor care tot primeau donații și spunea tipa aia că uitați că toată lumea donează pe aici prin spate, nu putem să băgăm pe toată lumea live, dar pula, băgau live doar pe aia care donau 100.000 de euro și chestii din astea. Înțeles. Deja era zona. Ce aș vrea să zic, având în vedere că dacă donați direct în cont bancar sau pe PayPal sau așa, nu se vede pe YouTube, nu există chestia de turmă. Așa că dacă, ca să vă și căcați un pic pe voi, să fie și mai drăguț, după ce ați donat în cont sau pe PayPal, donați un leu pe YouTube și scrieți, am donat atâția bani, ca să vadă săracii. Să influențați și pe chiar, pe ceilalți. Să rămână chitanța, de exemplu, e chitanța. Da. Să rămână scris, exact. Să vadă. Da, asta ultima chestie tristă și cu asta gata. Am citit și eu despre cazul Irii. Nu că e și fucking el, este incredibil de oribil. E la modul, nu știu, 2 sau 3 oameni din 100.000 de oameni pot să pățească așa ceva. Cam asta e probabilitatea acum, așa se este... Gata. That's fucked up. Da. Și drăguța aia e deranjant, știi? Da. Mă uitam cum și este o fetiță drăguță, cum sunt fetițele mici, că sunt toate drăguțe. Ea e drăguță, plus că am stat cu Sebastian într-o seară și am băut și mi se pare că e atât de... drăguț? Ea... Nu, da, dar mi se pare că... Cu nepoța, bă, deci, și chiar dădea șoturile odată cu mine. Deci era atât de fun încât... Mă rog, și până la urmă l-am întrebat că el de ce e pe aici, dar vorbeam de total și cu totul alte chestii. Mamă, și când a început să-mi povestească, eram fuck, what the fuck, what the fuck. Și nu, Sebastian spera că nu se ajunge la asta, că aici e încă o complicație care e foarte tristă și nu mai e, aia e mai mult gravă decât tristă. Dar pe ansamblu mi se pare foarte drăguț că Sebastian a încercat să țină ascuns chestia asta, crezând că se poate rezolva altcumva, dar aia e treaba. Bun, țâțe. Ca o paranteză, ai observat că tu suferi de autism și când vorbești la cameră, că te uiți în jos, că nu faci contact vizual nici măcar cu camera. Cum adică nici măcar cu camera? Dar fac cu lumea contact vizual. Te jucai cu un dop de... Pentru că voiam să termin o dată ca să trecem și la chestii. Era emoții. Se simțea vulnerabil că povestea din sufletul lui, amintiri din sufletul lui direct. Bă, mi se pare că e o zonă foarte ciudată în care să faci eye contact cât trebuie. Adică e, uite, deja acum du-te-n pula mea de aici. Acum, să te uiți până nu, sufletul acum, meu. Acum am stat în ochiul tău, da, pentru știu, că da, pentru că situația asta. Altfel și eu mă mai uit așa când nu, vreau să... Aia, da. Să mă nu puteți să capul. Faceți contact vizual? Ba da, mă, dar cât de cât acolo. Uite, mie vezi, pentru podcast cea mai bună scurte. Poziție mi se pare cumva să te uiți într-un punct neutru. Nu să te uiți să stai peste masă de căcat se cheamă ăsta. Convorbitorul tău. Colo... Dacă eu vorbesc cu Mirica acum... Păi dă-te-mi pula mea, Mirica, uite și în altă parte, nu te uita în ochii mei. Eu mai ușor vorbesc cu Mitran așa și mă uit încolo. Păi dar cum poți să ai către camere, către un al treilea... Înțeleg ce vrei să spui, dar nu poți să ai o conversație cu un om să te uiți la încolo. Mă mai uit și spre tine, dar după aia mă mai uit și în alte părți. Interlocutor. Convorbitor. Eu tot asta am făcut. Pe mine mă deranjează YouTube-ul. Bă, dă-i pula mea pe YouTube cu aia că cum să 30... Să zicem că vreau și să zicem nici că avem, măcar proxeneții nu cred că eu vreau să donez mult. Către niște, da. Sunt niște copii săraci, ca să o trecem în lumea noastră. Eu sunt la mine la țară. Da. Și vreau, sunt niște copii săraci și vreau să le dau 10 vaci, că n-au ce să mănânce. Da. Și le trimit, bă, le trimit vacile astea 10 și pe drum ți spar 3 vaci. Spar 3 vaci. Du-te-n pula mea! Și le-a luat ăla cu microbuză. Unde-s vacile? Da. Unde-s vacile? Doar pentru că le-ai mutat din curtea mea până în curtea ta să dispară 3 vaci așa. E incredibil cu ai 30%? Du-te morți, mă. Și pentru asta o să căutăm, mi-a trimis astăzi Ela un link, mi-a zis că există pe Twitch, se folosește alt tip stream. Streamables, ceva, nu știu cum că se cheamă, un logo verde. Și ăia se duc, e platforma gratuită și ți-a doar PayPal, comision cum îți ia oricum, orice platformă și Patreon nu ți-a prin PayPal cumva banii. Da, mă, dar ideea e în felul următor. Și poți să-l introduci widget-ul ăla în YouTube așa și ai salvat toată chestia. Da, mă, dar așa are și Mocanu mai mult, dar știi care e chestia? Tot e mai tentant cumva, e platforma atât de bine făcută și atât de solid încât tot e mai... Tentant să vezi tu acolo cu roșu. Da, bă. În comentarii. În da, dar aici poți să pui să-ți apare direct în da, pe da, live. Da, pe, da.
mi se pare că tot te joacă la psihic și parcă n-are cumva aceeași valoare. Eu cred că cumva acolo că nu rămâne în live chat acolo. Mie mi se pare că e mai bine să rămână pe video decât în live chat. Pe live chat după să l-oprești. Pe video îți rămâne, poți să pui, poți să pui widget-ul peste OBS. Poți să rămână cât mai mult, dar e obositor, adică n-ai cât să-l ții. Nu, dar rămâne gen în analele istoriei clipului. Da, ok. Ah, da, uite, asta da, asta da. E ca la taraf. În același timp e și greu. Dacă m-aș uita pe YouTube la Mocano, de exemplu. Dacă m-aș uita. Să zicem. Și aș vrea să donez. Păi, stai un pic, că trebuie să dau un click. Stai un pic, că trebuie să-mi bag cardul în altă parte. Ai de pula mea, câtă complică. Și ce mai multe în pula mea, Mocane. Aici pierzi foarte mult, că e la fel cum ai deja cu contul de Google asociat cardul și toate astea, imediat faci o donație pe YouTube. Și e exact chestia aia cum e problema de la trece de la o rețea de socializare la alta. Adică e foarte greu să convingi oamenii de pe Instagram să-ți intre pe YouTube sau invers. Sau voi aveți PayPal? Folosiți PayPal-ul? No. Mie PayPal-ul mi se pare cel mai simplu, nu? Eu am PayPal, dar nu l-am mai folosit de mult. Eu am linkuit multe chestii, astea care se plătesc lunar, gen Netflix, Spotify, astea. Se duc prin PayPal, da. Da, mai am bani de pe... Primiți bani pe PayPal asta sau alte... Primești bani de la proiecte pe PayPal sau... Am mai primit, da. Am mai primit. Și, și nu umblu ei, lasă acolo să fie, da. Sau când mai scot de pe Patreon, se duc tot pe PayPal. Da. Eu ING folosesc și mi-am linkuit contul de Google cu ING și aia. Eu vorbeam ieri cu un prieten, care e... De ce să-ți faci Revolut? Care e faza cu Revolut? Că de ce e diferit de ING? Și am ajuns la concluzia că e doar chestia asta de security, că dacă tot te loghezi pe toate site-urile cu cardul de ING, cumva un om normal are cam toți bani într-un loc. Și dacă, să zicem că ți se fură datele, cam poți să-ți pierzi toți bani. Așa, dacă ai Revolut, îți transferi acolo și după aia online plătești doar cu cardul de Revolut. Și mai e o chestie mișto, că la Revolut poți să-ți și creezi, dacă ai trei variantă premium pe care dai vreo 35 de lei pe lună, dar poți să-ți creezi un card care să fie valabil o oră. Și ți l-ai creat pe loc, cu ăla ai plătit pe un site care ți-e pare ție mai obscur, după care oricum ce cardul ăla ți-a distrus. Bă, e bun că ai făcut de ruși împotriva rușilor, că gândesc cu aceeași minte. Dar să știi, mie nu mi se pare shady. Și dacă nu ai ING, dar dacă ai ING, cum am eu, de ce să mai fac Revolut? Și pentru asta mi-aș face, ca să nu mai am cardul de ING pe net, pe toate site-urile, cu parola memorată. Da, cum da, am dacă ai ING poți să-ți... Faci eu, de exemplu... Nu am, de fapt, să nu spargeți contul, vă rog frumos. Ce fel de oameni crezi că se uită și poate să spargă? De exemplu, muia la care ne-a... Conturi bancare. Raportat la poliție. Să spargă de la cineva, să de la alții. Pe ăla nu-l duce capul să nimic, ăla care ne-a raportat la poliție. Dar voi sunteți oameni faini și donați, să nu uitați să donați. Da, spargeți contul lui Virgil și băgați toți banii în contul Irinucăi. Bă, dacă faceți asta, să-mi va pula, mai dau eu bani peste dacă reușiți să faceți asta. Să te mut toți banii. Jumat. Țineți banii într-un cont de economii, în ING. A, să-mi fac alt cont? Pe același card poți să ai cont câți de economii. Câți bani crezi că am uitat? Păi nu contează, găsiți toți banii din contul de economii și ei oricum se mulțesc dacă nu umbli la ei, că îți bag o dobândă pe acolo, dar e un căcat. Și îți transferi din contul de economii pe contul normal, de unde vrei să faci plăți. Dacă faci plăți, nu. Deja e foarte drăguț, Sebastian, scuze o clipă. Da. Da. Îți pare drăguț, Sebastian, că ești în chat și îl salutăm. Și zice salut, că Seba. Iulia, Petru și Constantin, nu știu dacă veniți de aici cu donațiile pe Revolut, dar vă mulțumim oricum. Ce drăguț. Oh my god, Petru chiar e. Mamă, toți cu nume de sfinți. Și Petru chiar e. Doar ce i-a scris lui Sebastian. Vlad Cazacu, mulțumim. Bun. Eventual mai scrie și Sebastian pe acolo și o să mai citim și noi, că măcar atât putem să facem să citim și noi. Bravo. Numele oamenilor care mulțumim. Donează. Și dacă donează în alte părți, Sebastian, tu să crezi că ne stă două ori de la noi. Asta este important. Ce faceți, oameni buni? Bă, uite, vezi, noi n-am făcut niciodată. Cred că e primul live niște oameni pe care îl facem. E primul live? Nu, am mai făcut pe alea din pandemie. Cine, cu cine? Cine era oia? Suntem al 12-lea. Este primul. În formulă completă. În care nu suntem acasă, la casele noastre. That's true. Ce-i cu viața voastră? Este luni astăzi? A fost un weekend, ce ați făcut în weekend, ce aveți de gând să faceți săptămâna asta? Ce ați făcut, bă, în weekend? Bă, eu am avut ceva treabă, s-au filmat ceva chestii și a trebuit să brelochez pe acolo. S-a târni? Este, da. Și cam atât, în rest, weekendul ăsta n-a fost nimic interesant. Weekendul trecut am fost și eu să-mi vizitez părinții scurt. Ai fost la Severin? Da. Ce s-a mai schimbat în Severin? Bă, oraș plin de panacotari. Mai sunt panacotari la drobeta? Nu, recomandare. Ați ascultat melodia Panacotari de la BMC?
Nu. E foarte mișto. Am auzit-o la tine de vreo 8 ori și mi-e de ajuns. Dar e foarte mișto. Da, am aflat că panacotare, adică dacă mi-a ieșit un băiat din drobeta, că panacotare înseamnă șmecher. E așa, da, șmecherăș. Nu știu. Nici eu nu știam. Știam e un băiețaș care se ocupă, găinar, care se ocupă cu chestii. Sunt hoți de buzunare. Care așa, hoți. Hoți mi-a zis. Din cartierul Panacot, din Istanbul. Serios să-ți spun. Da, da, ca panarioții. Eu învăț de la Boxila să mănâncă ca cu stai. Și hippioții de unde crezi că vin? Tot din Istanbul, din cartierul hippie. Bă, da, ia, mai în cameră ca să se vadă aici. Brofist. Și joia viitoare, acum facem plac. Joia cealaltă, am zis că vine nu? Vine Dili cu DJ Gara la live la Trei Proști. Alo. Unde puteți să ne adunați chiar nouă. Care e fix în spate, dacă întorci camera e fix în spate. Este fix vis-a-vis de live-ul niște oameni. Bă, știi ce? Și dacă se scoate carantina, facem petrecere. Și eu vreau să vin. Vi? Facem lui zon. Gata, mamă, deci joia viitoare facem party mare. Până atunci, nu uitați să donați la noi aici. Ce hater. Tu ce ai făcut Mirica în weekend? Stai să aflăm cum ce se întâmplă 244. În drobeta. Da. Tu faci crowd work? Că e inițial, nu, dar nu fac mai niciun crowd work. Ce pula mea, că dacă făceam crowd work, știi cum fac eu crowd work? Tu de unde ești? Silverin. Okay. La ce facultate? Cam o boală pește la medicină. Bă. Am de fiecare dată când mă duc la fisc, sunt cozi foarte mari și ai voie să intri doar individual. Și sunt trei trepte în alea și în alt, unde iese pasnicul și spune... Tu te duci în soție la fisc? Nu, asta spun, că eu nu. Dar merg toți asociații. Dar e pasnicul ăla care, ți-am zis, sunt vreo trei trepte și ăla iese acolo, deschide ușa și începe să întrebe că tu unde mergi, știi? Bă, și mă uit la el și întreabă oamenii la fel, că au voie doar unul să intre împreună și nu mă gândesc că o să întreb, dar de cât timp? Da, și cum v-ați cunoscut? Da, așa e că nu se mai spală. Vă bășiți, vă bășiți. De cât timp sunteți? De 3 ani? Da, nu, clar nu vă mai futeți. Nu vă mai futeți. Da, vă căcați cu ușa deschisă, căcioșilor. Totdeauna merge asta la stand-up. Când merge prost și când merge bine, se ridică unul, se duce la baie, uite, te caci, eh? Uite, căcăcioasă. Căcăcioasele. Și mai zic oamenii, frate, suntem ghiolbani. Suntem vulgari, ei vor așa, mă. Suntem plebi la stand-up. Păi nu, mă, elitiști ăștia care au impresia. Ce-i, domnule, stand-up ăsta? Ce-i bănămolul ăsta în care este terfelit umorul? Cine, creat și dus pe culm de Toma Caragiu. L-am luat de acolo de sus și l-am dat în pula mea în molul ăsta țigănesc. Cine zice asta? Între ăla, cum zice, de la Trezniții NATO? Gogoașe? Nu Gogoașe, Gogoașe. Care și Gogoașe e bolnav. Gogoașe e bolnav. Dar hai să o luăm în ordine, hai să o rezolvăm pe Irinuca. Bă, și-a trăit succesul, acum să fim serioși. Da. Câți ani o fi având Gogoașe? Bă, dar nu vreau să mai fiți la vreo 56. Lasă-mă, nu. Bă, nu, că ăla avea nevoie numai de sânge. Știți ce? Duceți și donați și lui Gogoașe sânge la nu știu ce. Dar cereți-i bani și dați la Irinuca. Bă, da, bun, blele. Da, men. Așa. Râd oamenii la căcat. La pulă, la pizdă, la futut. Da. Bă, dar de ce să nu spui orice ți se pare ție funny, să spui un filtru, când poți să spui ceva sincer și să faci omul să râdă? De ce să nu faci treaba asta? Ca să nu mai zic că în același timp ce e mai comun pentru toți oamenii decât căcatul, decât sistemul excretor și sistemul reproducător. Și ceva care... E atât de comun și atât de evitat în același timp. Asta zic că și oamenii deștepți și elitiștii și bogații se cacă și săracii și proștii se cacă și idioții se cacă cumva. Și toată lumea se cacă. Da. Uite-o pe Luiza. Femeile nu, normal că femeile nu. Ai încă o pauză pentru că femeile Sebastian tot scrie pe aici. Stai mă puțin. Ce mă? Că nu vreau nici după să pierdem. A, spune, da. Credeam că ziceai că ceva s-a stricat ceva. Nu. Vasile Sebastian, mulțumim. Andreea Mădălina, mulțumim. Ela, nu mai zic. Ela Antonescu a dat de la maică-sa. Dar zi-mă și de ea ce are? Zi-mă. Hai că a zis, gata. Asta a scris Sebastian. Ai ceva cu ea? Ești sexist? Deci tu chiar ți-ai dat seama, marș, mă, cât de bun ai fost. Așa. Să română... Asta a scris Sebastian.
Nu-ți dă-ți seama? Nu, credeam că tu... Deci eu am crezut că atât de bun ai fost încât acolo ai dus-o. Nu, mă, eu credeam că tu zici din chat. Mulțumim, Alexandra, mulțumim, Mela, mulțumim, nu. Ție nu zic. Sebastian zice, Ela nu mai zic. Sebastian, Mihaela, așa, Florin și Valentin apreciem, ăștia au contul comun. E ca la Facebook, dar s-au băgat pe fundraising. Florin, bravo, bă, bă. Florin și Valentin, bravo. M-a anunțat, știi... papa, ați intrat repede acolo. Bă, dar știți ce? Pe, ăștia dacă donează pe PayPal, din câte știu, pe PayPal poți să lași un mesaj. Să lăsați și un mesaj acolo. Nu știu, ce vi se pare vouă? Un mesaj. Atât. Lăsați un mesaj, da. Mi se pare foarte drăguț că a anunțat că au realizat oamenii și că nu ne-au donat niciun leu până acum, dar pe de altă parte, dacă de fapt n-au realizat și oricum nu ne donau, adică e undeva între zone. Au realizat. Ba da, nu, categoric e mai bine, că aia ar fi. E, știți ca ăia care merg la referendum ca să voteze nu, cât timp de fapt nu se întâmplă referendumul în cazul în care tu nu te prezinți, prin lipsă de prezență, eu pe oamenii nu pot să-i înțeleg. Care ce, mă? Care se duc să voteze nu la un referendum. Da, cât timp referendumul ăla din start nu se face dacă nu se atinge un procent de oameni. A, da. Nu că nu se face, nu se dă prezență, se, da. Aprobă. Frumos este să încurajezi participarea la vot, indiferent de... Păi da, dar aici e ciudat. Stai un pic că depinde care, depinde, depinde care e întrebarea, care e ideea, cum e formulată întrebarea. Că poate, nu, mă, n-am o treabă. Poate tu vrei să iasă nu pentru că e ceva... Poate... Dacă, dacă e referendumul, de mâine cerul să fie albastru. De exemplu, cum a fost cu, pentru familia tradițională. Verde, după am realizat, cerul chiar e albastru, bă, că mi-aș fula. La familia tradițională, vreți să fie... Că depinde cine formulează întrebarea, că ăla o să formuleze, care e la putere, o să formuleze întrebarea cât mai bine pentru partea lui. Gen, să iasă cum vrea el. De acord. De exemplu, dacă ceva, acum s-ar pune referendum pentru căsătoriile gay, să zic că ești de acord cu căsătoriile gay... Dacă te duci să votezi nu, poți să-i fentezi pe ea să, să vină să voteze nu ca să ai tu 50% plus, știi? Păi, dacă da, mai, spun, 30 că s-a schimbat dacă acum mai, de, după acum Băsescu. Când a fost asta cu statul acasă, era cumva partea mai inteligentă a societății care și-a dat seama care de schema asta. Acasă, da. Da, mai, că trebuie dar, să acasă. Dar cumva e cam e pe ransam. De mâine cerul se va face verde. Deci de mâine cerul se va face verde. Așa. Tu nu vrei să se facă verde, ok? De ce ai merge să votezi? Pentru că nu, bă, eu vreau să nu fie verde, vreau să-mi pun păi eu, dacă să... stai acasă, se simte eu ca unul. Eu știu, dar explică asta la unul care el nu vrea să fie verde. Cum să fie verde dacă ok. Cum să fută? Da, cum să? Nu, da, nu, okay. Mergi, pui nu. Mamă, cum a fost aia cu schimb... Deci asta cu Coaliția pentru Familia este cea mai mare mizerie care s-a întâmplat vreodată. Dar eu cred că odată la un an de zile ar trebui să fie un referendum național. Pentru de acord. Pentru multe pentru lucruri. Pentru basic chestii. Human rights? Da. Ca nu, să nu, iei așa pulsul societății? Nu, ca să nu ne mai plictisim. Da, mă, ca să-ți mai pui ofurile cumva. Da, haideți să facem un referendum să vedem dacă Viorica de la Clăjean își face operație de sex. De schimbare de sex. Și să duc, dacă se duc 500 de miri de români și zic da, n-are încotro Viorica de la Clăjean, trebuie să-și pună pulă. Da, că cadrui, orice fel de referendum. Adevărul e că ar exploda după. Și acum, dacă acum e acolo... Da. Cine, Viorica? Da. Viorica. E foarte popular, eu nu știu. Cred că ești mec, era, mă, adică nu, e printre lăutari și asta e super top și are și emisiune, e chemată pe la televiziune, dar acum nu știu cât de mult... Sunt acești Kardashians de România. Da. Nu avea o emisiune la un moment dat. Dar acum are toată lumea, are Gianni Chiriță de la 3 pe Antena Stars. Domn pic, au și Maria Cuvincu pe Patreon. Shoutout. Aia e foarte fan. Da. Fac. E reality show despre viața lui sau este el este moderatorul unei emisiuni? Nu, este reality show. Cine despre este viața dânsul? Lui. Gianni Chiriță. Gianni Chiriță este un băiat chel și tatuat care la un moment dat a fost fotbalist. A fost capitanul lui Dinamo, să o luăm așa. Să o luăm de la un capăt. Nu contează, la un moment dat a fost fotbalist. A fost cu echipierul Cătălin Hâldan, cred. A, de ce nu spui așa? Cătălin păi Hâldan, eu mă duc să-mi caut capul. Erou. Și peluză. Și peluză, da. Dacă... Mă uită la un meci aproape. Stradă. Weekendul ăsta. Okay. Asta am făcut. Aproape la ce te-ai uitat? La Clasico? Te-ai uitat la Barcelona cu Real Madrid? Ne-am uitat la Premier League, asta știu. Ah, și știu că Premier League este un fel de Liga United, 1 pentru Marea Britanie. United cine Chelsea. A învățat lucruri? Yeah, bravo. Nu știu. Un fel de Liga 1, ai zis? Bă. Pentru Marea Britanie? Bă. Bine, ai, bă. Bravo. Mă, bă, e, cumva nu e greșit. Something. Și te-ai uitat la Chelsea United, cel mai plictisitor meci de anul ăsta? Hai, de pula mea. Asta a fost introducerea ta. Eu m-am distrat foarte tare și între timp a făcut supă cremă de ciuperci. Ai ieșit bună?
Da, super. Tare. Cool. Cum tare. Între timp ai făcut-o supă cremă? Tu de ciuperci? Păi el se uita la meci în bucătărie și o făceam acolo și auzeam și eu și mă distram că avem, era avem rețeta zilei? Avem rețeta da, zilei? E foarte ușor. Ting, ting, ting. Eu nu mai beau Jamila, și nu mai fumez. Grijă. E de la Jamila rețeta. Fuck it. Shout out Jamila. Îți dai seama că sunt mâncărurile bune, că vezi că are mâinile grăsuțe, deci sigur, sigur mănâncă, deci da. Sigur e mâncarea bună. Da, eu nu mai beau și nu mai plus fumez. Plus că trebuie să fie plăcute când le lingi, da. Degete. Nu poți să lingi niște degete osoase. Ia de fălcuțe, să simți așa că te iau o mamă de fălcuțe. Nu? Ok. Da. Nu știu că eu mi-am văzut părinții o singură dată anul. Cât de oribil este când își linge Viorel Lis degetele sau ceva. Nu, sau Oana Lis lui Viorel Lis. Cred că Viorel Lis ar avea degete ca un lemur din ăla care răcăie după, știi, după mușuroi, în mușuroi, mm-hmm. Așa, din ăla lung și scârbos. Da, dar pare că are limba tăiată în două. Pare că mai are un deget sub unghie. Sub fiecare. Cred că Mircea Badea în perioada în care era amuzant avea chestia asta cu imaginează-ți fața lui la orgasm, la oricine și a avut un rant despre Viorel Lis și bă și într-adevăr, adică este... Cred că face ca broasca țestoasă când se fute. Știi cum fac? Ai probleme, la aia mă gândeam acum, mi este rușine că și eu știu. Cred că am văzut-o chiar săptămâna asta, mi-a arătat prietenul. Ceea ce pare adevărat, că oricum Viorel Lis este ultimul din special lui. Da. Bă, dar cum ar fi când o să creadă toată lumea că moare, de fapt să își dea jos carapacea să iasă altul fresh. Da, ce tare ar fi. Să fie tot un Viorel Lis? Da. Asta e la... Cu pielea întinsă. Tot la păcănele. Să se desmumifice. Neapărat, practic e speciala. Ia, așa, Jamila, spune de Jamila. Am făcut supa asta, este extraordinară. Eu de supă când... de, scuză-mă că eu mă uitam la comentarii că supă de cremă de ciuperci. Supă cremă de ciuperci, nice. Da, eu de când nu mai beau și nu mai fumez, mă plictisesc foarte tare, viața mea nu mai are sens. Păi și nu l-ai pe Boxila care să-ți umple timpul cu chestii și activități? Poate și... îl distrug psihic pentru că eu am foarte multă energie. Normal. Și el este un om. Și l-am tocat la cap în continuu, sunt și nevorbită, stau toată ziua în casă nevorbită și fac lucruri. Azi dimineața la 7, de exemplu, am făcut brioșe. La 7 dimineața. Tare. Ce pula mea faci? M-am întristat foarte tare. Și noi de ce nu avem aici brioșe? Într-adevăr. Sunt din alea keto și nu v-ar fi plăcut că sunt nașpa. Un alt cadou senzațional. Oricum la 7 erai trezită de 4 ore. Sau... Un alt cadou senzațional de-al meu pentru Ana a fost exact un inel în ăsta și doi cercei și nu i-au purtat niciodată. Efectiv, păi, exact asta este. La data mea de ziua lui. Scuze că ai aflat așa. Scuze. Bun. Dar de ce mă spune chestiile keto? Mie chiar îmi plac. Ce înseamnă keto? Că e keto? Făcut este din o brioșă keto. Bă, de rețeta. Că nu are rețeta. Carbohidrați. Păi am făcut cu 3 ouă, 70 de grame de făină de cocos, unt și am pus eu niște lămâie rasă și zeamă de lămâie și xilitol, care este un îndulcitor artificial de la care te caci. Mamă, dacă mănânci prea mult. Da. Este un ingredient din gumă amestecată. Bă, dar nu se compară. Adică dacă le aduci unor oameni care mănâncă zahăr și dulciuri de obicei, sunt ce morți, mă, de are gust de nisip. Dar asta vreau, a fost un review sincer pe care l-am primit dimineața. Ți-a duc. Brioșe keto. N-au zahăr, nu... Eu n-am încercat deloc la chestia asta mereu, adică mi-a fost foarte frică de ea, pentru că mă gândeam că înseamnă că încerc cumva să păcălesc și că e clar că am poftă și că nu o să meargă, că nu o să-mi placă. Dar după a făcut prietenă tu pizza aia keto și am prins și-o foarte mult curaj și m-am gândit că e mai ok mâncarea keto în general, dar n-am mâncat altceva, am mâncat doar pizza aia până acum și mi-am făcut și-o acasă tot din aia. Pizza e super bună. Dar chiar e, adică nu e să... Da. Faci blatul practic, îl face din conopidă și mozzarella. Și e super bună. Cool. Deci nu mai e pâine, nu mai e greu, nu mai sunt carbohidrați. Mi-am cumpărat astăzi 4 baghete de pâine și mi-am mai luat o pâine să o bag la congelator pentru când rămân fără pâine. Dar ce se întâmplă cu pâinea de la congelator? Când o scoți, o ce scoți, faci nimic. O scot și o prăjesc și se face... Ori o bagi la microunde, ori o prăjești în prăjitorul de pâine și se dezgheață imediat. Manda, dacă e feliată. Nu e umedă. Nu, că se evapora apa. Da? E ca deci pâine. E șocant ce fac congelatorul combinat cu microundele la pâine. Ai mei bagă de foarte multe ori de pe la pomeni sau în astea, bagă și colaci, chestii destul de proaspete la congelator și după când le decongelez sunt efectiv. Bă, mâncarea mea preferată lumea asta e pâinea de casă făcută de mama. Da. Și eu când mă duc acasă, îmi iau pâine de casă, o bag în congelator și după aia, după ce o bag la microunde, e fresh ca și cum e scoasă din cuptor. Ce tare. Cum o face, Mike? O face la vatră?
Depinde. Nu, de obicei o face la, are un cuptor din ăsta, electric tot. Ah, da, da. Da, e aluatul făcut ca lumea. E dospită, lăsată la, na. Au venit ai mei un weekend acum. Au venit până la IKEA. Hai înainte de asta, doar ca să rămânem totuși. Eu au venit în continuare, e ok. Cât de cât, în afară de faptul că a arăt Sebastian Mihaile de mine și a zis că doar i-am eu numerat eu pe amândoi în același rând. Băieții sunt hetero. Da, da. Mă rog. Da, exact, m-am aruncat. A, așa, bun. Avem așa, ideea e că așa... A, uite, spune că ei văd live doar pe GoFund și Revolut. În rest, trebuie să aștepte a doua zi. Dar, din nou, Casiana, Adina, Much Love... Elena zice și-a că a donat cu IBAN. Mulțumim, Elena. Imediat. Bă, voi știi, o să mai înceapă încă două live-uri. Noi trebuie să tragem foarte tare pe Caterinca. Bă, nu plecați de aici. Bă, deci, bă, uitați-vă la ce vreți voi. Că oricum rămâne ăsta pe YouTube. Uitați-vă la ce vreți voi și Sebastian nu o să știe unde să mulțumească. Nice. Da, mă, o să fie podcast. Vă uitați mâine dacă nu. Sau nu vă mai uitați și o să vă dăm bloc tura viitoare. Eu nu am cuvinte, sunt efectiv copleșit, sunteți reali, mulțumesc, zice Sebastian. Vlad Ciobanu, mulțumim pentru donație. Robert, Silviu și Georgiana, mulțumim din suflet. Ok, încă așa, mare grijă. Ioana Zaharia, apreciem mult. O să încerc, am pus prea multă pauză și de-aia durează acum atât. Dar revenim Alex imediat. Ioniță, și eu te iubesc pe tine. Mitran e ca MC-ul ăla de la un radio local, așa e. Laura și Robert, mulțumim. Pierdut de speranță, care știe că nu-i ascultat de nimeni la ora asta. Radio România Actualități. Mult. Eu, bă, pula. Și urmează cotele apelor Dunării, da. Care o să mă sinucid. Și în continuare Nicolae Forduian. Laura și Robert. E îmbrăcat în același haine de acum 3 zile. Laura și Robert, mulțumim. Laura și Robert, bravo vouă! A, tu poți să fii ecoul lui. Să vă dea Dumnezeu sănătate și mulțumim. Casă de piatră. Bun. Poți să fiu internet entuziasmat că să e fiți fericiți zi. Împreună sau separați de oh să fiți God. Fericiți. Doamne, deci, mulți copii. Astea au fost donațiile sau puțin, momentan. Sau puțin, depinde ce vă face momentan. Pe voi fericiți. House. Astea au fost donațiile momentan și Bogdan Cizmaș zice, cerea, propun să donați 10 lei pentru fiecare înjurătură care se bagă la așa ceva, trăiți ar familia. Familia ta. Băi, strângem în 15 minute, strângem banii. Asta nu mi se pare ok pentru că dacă este un joc, te provoacă să nu înjuri ca să nu strângi bani. E pula. Să vorbesc numai așa. Ting, ting. 10 lei. Da. Ai 10 lei. Piz, bun. Piz. Mai am, vreau să spun mai știu cuvinte. Nici nu o să zic coaie, o să zic un coi și al doilea coi ca să fie 20 de lei. Bă, mai uite-mi pula mea, tu ai să-mi dai mie bani și arunci așa cu înjurătorii. De unde muri? N-ai mă, dar pentru amuzament. Da, mă știu. Oh my God, puteam să continuăm dialogul ăsta. Ați văzut înjurăturile? E înjurătura aia celebră oh dintr-un film de pe TVR 2, românesc. Da, da, din Asfalt Tango, parcă. Da, 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 ceva în zona aia. E o tipă care înjură foarte tare pe unul cu niște mizerii, care nimeni n-a înjurat niciodată așa okay, în țară. Okay. Și mi se pare mereu fascinant asta în filmele românești, cumva că vor ei să arate o înjurătură e relativ boemă. Viața de bloc. Lingea-mei lindicul din capul pulii mele. Fuck! Asta m-a deranjat până și pe mine. Ăștia au fost 100 de lei, Sebastian. Mamă, ce ciudat ar fi să ai un clitoris pe pulă. Cine folosește cuvântul lindic? Bă, da, asta nimeni, afară de bobonete nimeni. Pe scenă. De când a... Exact. Dar în rest nimeni. Exact. Nimeni altcineva. My point, exactly. Care e echivalentul... Când a apărut cuvântul clitoris în limba română și ce se folosea înainte și dacă oamenii... Știau. Dacă, a, unde nu, unde nu. Găsești în letopisețul? Popular. Unde mai găsești cuvântul ăsta? Lindic. Lângă ștromeleag. Învârtoșat? Bă, dacă, hai să căutăm. Poate intră cu Grijarul pe live și ne... Nu cred că există arhaizme pentru lindic. Asta zic, sau... eu cred că, adică cum e în alte civilizații, că erau, femeile erau și castrate. Adică și acum, prin nice. Sahara, pe nu știu, ne-am văzut un film. Păi de ce femeile? Femeile ca să nu simtă plăcere, pentru că n-au voie, pentru că sunt făcute păi doar să facă copii. Se reproduc. Se reproduc, dar... Care-i diferența? Clitorisul, mă, li se... El de din afară. Li se taie, li se arde, păi dacă li se taie, a, nu contează. Și nu doar să fie plăcere? Penetrate, dar să nu mai simtă plăcere. Ula, nu cred așa ceva. Doar pe dinăuntru, cum ar veni, dacă nu e. Dar altfel n-au voie. Pentru că ele sunt făcute așa, doar două să... tipuri de orgasm. Adică, what the fuck? Exagerează. That's also true, da. Da. Revin imediat să vă apărtați liniștit dar... de prietenele mele pe internet. Da. Asta e că mi se pare atât de... nouă partea asta din... Eu cred că multe femei nici nu...
că zic asta așa, eu cred că foarte multe femei din țara asta, cel puțin, dar din lumea asta, nu au știut ce e orgasmul, nu l-au identificat, gen, li se întâmpla ceva, dar nu erau, nu discutau între ele. Ce a făcut Maria seară? A fost aici un orgasm? Nu exista cuvântul orgasm, nu exista clitoris, nu-și cunoșteau sexualitatea. Nu aveau... Da, cu clitoris... Păi da, mă, pentru că e și mult mai complex ca sistem reproducător decât al nostru. Adică cumva, probabil și de aia. E complex că nu-l înțelegi tu, Mitrane, că nu te uiți la el. E complex că nu te-ai aplicat asupra subiectului de asta. Luam apărarea. Se pare că Iosca dă o scripa. Uite cât de ignorant e pulă ăsta. Are el un căcat de mușchi acolo, gata. Băi, 325.000 de nervuri. E complex dacă stai 15 secunde și nu se întâmplă nimic, gata, e prea complex. Bă, ce retardat sunteți, chiar este cel mai complex lucru din lume. Vaginul. Vagin, fizică cuantică. Da, e deranjant, știi ce e deranjant? Că pe lângă faptul că e complicat, adică e clar, știe vreunul dintre voi pe unde să pișe femeile? Niciunul. Okay. Eu știu. Se pișe, frate, tot timpul ăsta? Cred, nu știu. Dar eu mă duc cu femeile la baie. Elimine lichid prin a plânge, altfel de ce ar plânge atât de des și de mult? Da? Ce ai zis, mă? Ce? N-am auzit. Da, da. Credea că elimină lichid prin a plânge, că de ce ar plânge așa des? Ah, ok, check. Problema e că nu sunt toate vaginile la fel, mă. Asta e chestia, mă. Fiecare vagin este diferit în felul lui. Oh my god. Așa eu crescut plus 100 de follower la Mirica. Dar așa este, man, așa este. Da, aici subscriu. De așa este, da. Într-adevăr și și porno nu este adevărat. Man, da. Parcă sunt în acordul nostru. De ce nu este porno adevărat? De ce? Că e făcut mai mult să fie frumos. Am și eu că nu prea să iubesc. Da, și asta, nu se căsătorește nimeni la final și asta mă deranjează teribil. Mi se pare că nu sunt foarte mult taxate pe real, pe plăcere reală din aia de oameni. Păi da, man, pentru că trebuie să scoți un unghi de acolo și penetrarea aia continuă ca să apară ceva pe cameră. Asta nu mai știu la ce m-am uitat, la un căcat din aia a făcut device și erau niște pornstars și ea zicea, normal că nu este ca în viața reală, pentru că când în viața reală faci tu sex, da, tu cu băiatul care este sub tine și tu te uiți așa, într-o parte, că asta, aici e camera și așa mă uit eu, dar eu așa fac sex de obicei. Așa îmi place, mi-e să fiu dramatic. Eu de obicei când facem sex, eu, dar nu facem contact vizual, așa sunt eu. Eu specială. Când fut din spate, da, de obicei, așa. O bat pe omul ăsta și mă dau în partea aia altă. Pică-mă. Da, are și 6 ani. Și mereu pune botul. Dar râde, îi place. Știi cum se bucură că îi fac gluma asta? Apoi cucu, bau. Da. Nu uita să donați pentru asta. Da, ne pula mea la asta. Asta, nu are nimic. A, așa, hai să trecem mai departe. N-am găsit originea cuvântului lindic. N-ai găsit, nu? Asta că, cred că înainte, adică nu era împărțit vaginul pe porțiuni. Da, pe... era țara românească, Moldova și Muntenia. Da. Sau ce mai era, Ardealul. Da, era partea, nu știu, partea de stânga și partea de apus și de miază noapte. Era labia de miază noapte și labia de miază zi. Dar în rest nu era pe labie, lindic, col, uter, ovul, chestii. Dacă ajungi la oamenii. Uter, nu e, de să e o red flag. Era... N-ar trebui să ajungi la uter. Eu am și pula așa, ca un baston. Ca cine? Rățuștele au așa, nu? Nu, sub formă de spirală? În formă de tâlpușon, da, sau fusilii, depinde. Bă, nu știu că... Da. Îți pare că dacă intră într-o galerie de... mină, într-o mină din aia, pare că descoperă toate văgăunile așa. Pe așa e vaginul, la rețuște, are multe tiny holes. Da. Nu știu de ce tot ca un maze, nu? Da. Ca când e clar că trebuie să facă sex. Păi da, erau violate sau ceva, nu știu ce citisem. Sunt foarte barbari, adică și mai mult le violează decât le fost. Le și place. De asta sunt așa supărați când sunt... Da, sunt foarte, foarte masculini. Și după ce fac sex, după ce fac sex cu pula aia lor de tirbușon, li se usucă și pică pula. Și nu la fel? Da, mă, și li se usucă și pică, le pică. Da, da, și apoi le crește la loc. Asta. La fel sau alta? Ai pula... Mărimea pulii este raportată la numărul de dușman pe care i-ai. Adică cu cât ai mai mulți dușman, cu atât ai pula mai mare. Și aici nu nici măcar nu inventez. Vorbesc serios? Vorbesc foarte serios, frate. Eu nu cred așa ceva. Da. Ești idiot. Nu știu. N-are cum. Da, man. Bă, tu chiar vorbești serios? Da, mă, și mi se pare și normal. De unde există la pițipoance bot de rață și la cocalari
coamă de aia de rățoi. Da, da. La asta mă gândeam că toată lumea apreciază pe George R. R. Martin că a scris cartea aia complexă cu Game of Thrones și de fapt Khal Drogo cu părul lui lung e de fapt capul ăla la rățoi. Știi, da, că așa e și, da, da, așa și Dothraki. O secundă n-am fost atent și nu mai știu despre ce se vorbește. O secundă n-am fost atent. El, ce trist. Da. De fapt nu e trist, e mișto. Dar sunt 300 de oameni care se uită acum și donați în continuare. Să nu uităm pentru ce suntem aici. Donăm pentru Irinuca și avem linkurile în descriere și puteți să donați pe orice, dar numai nu pe YouTube. Și, la noi, și dacă tot e gratis, dați și un like. Și un like și un share. Băgați un story ca să mai află și alți oameni. Vă rugăm frumos. Pentru o faptă bună. Dar așa mai bine mă întreb direct. Și acum revenim la organele reproducătoare la rațe. Și Mozilla! Vrei să faci chestia aia șmecheră de-a muncii noi acasă să o facem? Ah, haideți, hai să elberăm masa. Cred că aș mai fute cu un pumn în gură. Adică m-aș uita și da, da, ai face pe ceva să te urască. Da, da, da. Bă, scuze, Mirica, dar am pula mică. Crezi că te-ar ierta dacă asta ar fi scuza? Da. Ar fi, bă, da, da, adică okay, mi se pare că e de bărbați. Dacă te-ar ierta, dacă te-ar ierta, nu ți-ar mai crește pula. Că nu mai e dușmanul tău. Fuck, el pe aia rămâne toți bărbații fără mame. Efectiv. De ce? Ca să ne crească pula. De ce, să-i omori mama cuiva? Păi s-ar ajunge la așa ceva, mă gândesc. Sau măcar să-ți bagi joc de ea. Dușmani. Sau măcar nu omori, îți bagi joc de ea. O prihănești. Da, da, o iubești, de limbi în pizdă, te piși pe ea. Ce s-a întâmplat? Acum, pe ecran, aveți toate detaliile necesare ca să puteți să donați în caz că vă era târșă, să intrați în descriere, du-te-n pula mea. Magic. Și ne vedem și noi cumva pe spate. Da. E ceva super. Ce tare. Hai să magic. Încă ne vedem? Da. Mam. Mamă, cât de profesioniști suntem. Până și când te uiți la, când te uiți la televizor și Andreea, regia, nu? Bă, știi ce? Ok, hai să mergem eu mai departe. Eu cred că dacă nici ăia nu sunt în eu la cablu basic pe care îl am la Digi sau orice cablu ai acum în România, eu cred că sunt, găsești cel puțin 10 televiziuni care au producție sub ce avem noi aici acum. Da. 100%, 6 TV, alea toate de religie. Alea au o cameră. Dar cum intră ăștia pe TV, man? Bă, nu știu, și cumpără orice. Noi, de ce nu suntem noi acolo? Asta nu e întrebarea. Să ne facem cât să coste? Să fim și noi, să mergem. Doamne, bunica mea cred că ar nebuni să mă vadă la televiziune. 100 de mii de euro? Să fim pe canalul 86 ar ce? Fi incredibil. Atâta costă o licență de TV? Nu, cred, mă. Prima TV, ăsta mănâncă căcat, habar n-are. Prima TV transmite SD în 2020, e incredibil. Da. Nici măcar nu are 1080. Da, prima TV încă mai face emisiuni cu Huidu. Dați-mi voi o clipă. Da, o să-l dea afară. L-au dat afară? Da. A venit un nou patron și o să-l dea afară când preiau se aude că o să se construiască în jurul unei noi mentalități ceva. Se cu pătrarul care dă-l în pula mea și pe pătrar. Care nu mai poartă cască. Scuze! Codreanu Andrei, mersi frumos, o să ai probleme la coloană dacă mai stai așa, oricum sunt strâmb, nu știu ce dracu să fac, dar mersi pentru reminder. Să mai stai așa. Gata. Da. Sebastian Mihailă zice de Alex Nemeș, care oricum este... Salutare, Alex Nemeș. Robert Gheorghiță. Nemeș Alex. Și Daliana, mulțumim mult de tot pentru donații, sunteți foarte drăguți. Bravo. De asemenea, Ionuț Cristea și Laurențiu Coțofaș, apreciem la fel. Mulțumim foarte mult. Și baftă multă cu emisiunea despre muzică. Din nou. Sebastian Coțofană. Tot pe acolo. V-ați uitat la emisiunea lui? Da. Da, ți se pare un om agreabil? Am fost odată într-un panel la o întâlnire de asta de studenți, ca speaker. Sebastian poliția, Coțofană. Poliția muzicii. Poliția muzicii. Este... Face poliția muzicii, apare peste tot. Dacă apare un video, e un copil care lasă la comentarii asta. De la știi ce m-a deranjat cel mai mult? Că eram acolo vreo 4 oameni, ceva, azi vorbim cu la o asociație din asta de studenți de la Universitatea Romano-Americană, parcă se cheamă. Bă, diplome cumpărate pe bani. Nici măcar, dacă te chinui un pic, nici bani nu dai pentru diplomele alea. Și ne întrebau aia lucruri și noi răspundeam. Eu eram, atunci eram cu YouTube, cu istoria, cu lucrurile astea, ăsta de la, așa, și mai era o fată, nu știu cum o cheamă, de a câștigat ea Coca-Cola morții ei, Next Vlog. Aha, da. Ne povestești ca un tată. Bă, așa. Eu vorbea ăștia pe acolo, și mai rău. Mai era o fată de la Google România. Așa. Care aia mi s-a părut cea mai... Singura fată cu servici de acolo, eu să mă exact. Zis. Restul era... Servici și noi. Da, restul noi, Phantom System. Și ce m-a deranjat cel mai mult? Pișcotari. Nu panacotari. Ăia ne-au zis să venim să... O discuție liber, să lucruri.
ăsta a venit cu prezentare cu aia, a venit cu PowerPoint-ul și avea glume. Se văzuse că a mai făcut prezentarea asta în multe alte la... Pe unde pula mea l-a filmat. Lucrase materialul, era tight. Da, da, da. A venit cu o prezentare despre ce prezintă el pe YouTube. Despre da, cum a... Cred că a mai prezentat-o la alți clienți încercând să le ia banii sau lucruri să le picioască ceva. Să se convingă că uite ce lucruri mișto fac eu. Ceea ce nu zic că pentru publicul lui e făcut. Cui îi place să uite la muzică de căcat și la... Așa. Dar... După ce s-a terminat o căcatul ăsta la pișcoterială, la ce se întâmplă acolo, erau ăștia să... networking, bună ziua, bună să networking, ziua. Da. Așa. Când am plecat, mi-a zis ăsta că a venit cu atitudine din aia de corporatism, pula mea, nu știu ce pot să zic, că încerc să fiu cât mai ok. De ce, mă? Crezi că s-ar întâmpla ceva dacă ar vedea Sebastian Coțofană că ai zis că e un terminat? Nu vreau să zic că e un terminat. Ceea ce, când stingem camera asta, nu mai despre asta vorbim. Bă, exact asta e, că nu vreau să zic că e un terminat. Că nu e neapărat un terminat, dar asta nu mi-a plăcut mie în punctul ăla. Mm-hmm. Că mi-a părut super bine să te cunosc și ne mai vedem, poate o să facem ceva la un moment. Și eram, ce pula mea să facem? În primul rând ce să facem și în al doilea rând că nu o să faci niciodată, că nu o să mă ții minte mai mult decât în momentul ăsta, nu o să știi cine pula mea. Dacă ne întâlnim oricând de mâine încolo pe stradă, nu o să ți aduci aminte cine sunt. Că poate facem o dată ceva împreună. Și eram cu aia, de ce mănânci căcat așa gratuit? Și cum, și eu cum am avut filmare cu Kid și mi-a zis ne mai vedem. Mi-a zis cum te trec în telefon de parcă o să mă sune vreodată, a fost așa de drăguț și cum îl simți. Dar mie mi se pare drăguț. Bă, e exagerat. Stai, mie mi se pare antipatic, eu nu iau lui apărarea. Dar... Ce s-a întâmplat? Ți se pare că acel poate facem ceva împreună la un moment dat? Cum ai dat-o? Doar că a dat-o de complezență sau a dat-o la modul poate tu o să ajungi să faci ceva cu mine la un moment dat? Nu. Să te ajut și pe tine. 100% ca să zică ceva, ca să... Bă, dar pe de altă parte eu cred cumva că toți oamenii din industria asta... Sunt fake, da. Nu că sunt fake. Terminați. E ceva obișnuit pentru că încă se crede că e o industrie destul de mică. Spre exemplu, eu am avut acum, a filmat Costel o reclamă la Comics, care încă n-a apărut Morții Măsii și un băiat din echipa de producție, că eu eram foarte curios de ce s-a întâmplat pe acolo, de toată explozia aia care s-a întâmplat, și am stat cu unul când a demontat, că oricum voiam să văd dacă a zgâriat pereți sau Morții Măsii. Și la final a fost la fel, că, adică i-am spus că Jesus Christ, că mi se pare impecabil, că în jumătate de oră a dat totul jos, în condițiile în care împânzise comisul. Era Mitran ca proprietaria care când te muți din chirie, păi aici... Toate defectele au pus pe nota de plată. Eram contra chestia asta, da, așa s-ar fi făcut. Dar nu, dar ăla a ars-o ultra profi și eram foarte încântat eu de el. Și am zis că Jesus Christ, sper că ești efectiv impecabil. Și el mi-a spus că da, că fără să mă cac pe mine sunt cam în top prin industrie, dar poate o să mai lucrăm împreună. Și au fost doar atât, destul de nice. De asta zic că mi se pare cumva că e oarecum un tic. Ăla nu era vreo vedetă, ți-am zis. Îmi scapă și cum se numește băiatul ăsta la montaj. Păi da, dar asta că el era tehnic, ca... nu cumva. El era parte tehnic. Asta e că el într-un fel își conserva un contact cumva. Prevedea că, bă, dacă așa, să mai lucrăm împreună, să mă chem să lucrăm împreună. Dacă o să mai ai așa ceva și ai nevoie de un profesionist, cheamă-mă pe mine. Dar acolo, el era oricum, eu eram la 10.000, el era la 150.000 sau cât pula mea. 150.000, nu știu. Acum 17 ani te-ai văzut cu el. Nu, acum vreo 2 ani, poate. Uite, chiar sunt curios. Cât poate să aibă Coțofană acum? Nu știu. Pe acolo. Cam pe atunci. Când am plecat... Cristina Mani, bă, băiatule. Am plecat stai, că aveam show la 99, era vara și aveam show la 99 și de asta am plecat repede de acolo, țin minte. Nu mai știu acum. Și clar nu... A zis-o doar... Bă, s-a simțit. Știi când ești într-o conversație câteodată, simți ce se întâmplă acolo. Nu, era doar de complezență, efectiv, că nu știa ce să zică și a zis, hai să... Da, ești mai de acord cu tine decât cu Mitran. Că Mitran, adică oamenii care fac tehnic și așa, da... Chiar sunt șanse să mai lucrezi împreună când nu știi. Bă, hey! Dar și nu zic să nu zici, să nu vorbești, să lași loc de bună ziua. Acum, da. Tipicul da. Bună ziua. Mulțumesc frumos, mi-a apropi bine la lila. Hei. Uite-l pe Bogzila. Nu, sunt eu, Mirica. Bun. Placeholder. Bă, nu știu, mă, eu cumva o văd într-o zonă mai... Da, mă, tu îl urmărești pe Coțofan, să înțeleg. Nu, nu-l urmăresc, nu, mie nu-mi place. Băi, un băiat ok...
cred, nu știu, pula mea, dar... Sinea și Mihai au intrat amândoi. Deci, bine. Cum găsim care este originea cuvântului lindic, că eu nu mă descurc pe text online să-l folosesc la capacitățile maxim. Știi ceva? Știi ceva? Trimite-ne în comentarii. Deci, nu mai bine îmi scrie pe Messenger. Sau așa. Mi-a povestit Ana că s-a uitat la un live de-a lui Buhnici, la ăla cu iPhone, cu lansarea iPhone, unde a avut oricum foarte mult de ajuns în training și la final, sper că la live-ul ăla, că nu mă înșel, și la final a zis Buhnici că se aștepta să fie și Cristina din Polonia. Și am fost, Jesus Christ, adică ești efectiv vedetă, te uiți la... Bă, la toți! Bă, dar la Buhnici? Adică e fac... Ce faci în Polonia acum? Hai să nu... Nu, da, atâta, doar am zis, nu mai intru. Te-a întrebat cineva care e biful tău cu Pătraru. Cu Dragoș Pătraru? Da. A, și Dragoș Pătraru să-ți dă pula. Bă, eu acum fac listă de... Blacklist. Bă, da, dacă muie. Tot avem, aici o să fie niște rame cu poze. Dar până atunci o să facem tablă și o să scriem cu creta pe deasupra dușmanii. Cine suge pula? O să facem patru coloane, dar probabil doar a mea o să fie completată de sus până jos. Și... Așa aveți și eu niște nume mari de pus acolo. Dar Luiza o să le pună în afara frame-ului. Ca să nu... Nu știu ce să zic. Am, da, nu, nu? Nu, am un bif. Da, zi un nume. Pe cine punem în coloana ta? Vă povestesc după aia și pe aia îmi ziceți voi dacă e wise să zic. Ok. Să nu uităm că aici suntem totuși pentru o cauză pozitivă în seara asta, da, și nu să nu uităm, că dacă vă uitați și mâine, că probabil acum sunt oameni live, câți oameni sunt? 320. Da, oh my god, n-ați plecat încă? Ce drăguț. Nu, numai că n-au plecat, au mai intrat. Bă, e mult mai fun, să fim sinceri, decât la concurență. Bă, e nu știu mult, unde, nu știu cine e concurența, nici nu dăm nume. Aici. Nici nu dăm nume, că există probabil... Nu, și doar desenează. Bă, și poate să... Și e singur. Bă, e din punctul meu de vedere n-am. Cred că Alex nu era. Alex da, da, Alexandru e prin... Alexandru, ești cu noi? E prin telefon, că... Ah, ok, e distanțare, frică, da, da, e, da. E frică concurenței să se infecteze. Ai, da. Hai, Alex, nu face când poate, nu te primim. Poate, nu știu, abar. Anyway. Dar, da, dacă mâine vă uitați în reluare sau când vă uitați, să știți că o să continue campania asta de strâns bani pentru că Irinuca. Că sunt 325.000 de dolari, mâncați aș. Euro, da, dar totuși frate, este o sumă pe care putem să o strângem împreună și să donați acolo. Da. Aveți link-urile în descriere și să donați ori pe Revolut, ori ăsta direct era pe IBAN, ori pe alte lucruri. Teledon, puneți ambiția România. Stai mă, rima la mine, am greșit ceva pe drum. Mitran, uite idee, gândește și după aia vorbești. No. Niciodată. Bă, dar venim mai repede. Nu că e prea off-brand. Rima o faci după aia, lasă. Tu ai zis bine, puneți ambiția România. România, puneți ambiția. Cred că asta am avut în cap. Dar da, e stupid. I-a scăpat niște maghiar într-o parte. Asta am avut. E stupid, mâncați așa. Mă, și lindic provine tot din maghiară, zice vârtejarul. Incredibil. Da? Nu mai scap de ăștia. Eu pe vârtejarul cred. Cine a fost prima oară în Transilvania? Maghiarii sau lindicul? Au venit, ei au venit. Da, adevărul că sună un pic Ladislau Lindic, ceva sună un pic Lindico. Din acea, Lindico. Da. Aoleu. Dar chiar de la tare. Lindico, care e doar bă pizdo, s-a ajuns la Ildico. Nimic n-a spus. Ildico, ca număr maghiar, există de la Lindico. Mi-a zis vârtejarul pe privat. Sunt... Dar nu, nu așa e numele. Cum e numele? Ildico. Nu e Ildico, e altfel. Lindico. Uite cine a ajuns la party. Ildico e, da? Ildico. Okay. Bine. Lindico. O întrebare pentru Mirica? O întrebare. Nu, este bine, e cald. Are tot ce trebuie, are culcuș. Are... Plus că... În fine, pe frigul ăsta... Nu, nicio labă, nu poți să-ți dai. Nu, dar când e frig și vrei să te încălzești, mai ales dacă ești cu cineva, cel mai bun e fără haine, cel mai bine e fără haine, că prin piele se transmite căldura mult mai ușor, de la unul la altul. Da, trebuie să fii acoperit cu straturi. Da, să zicem spermă. Că... Multă. Că ai un strat peste tine, ai o plapumă peste tine, da? Până și peste... Da, dar e bine dacă ești într-o baie de spermă, e bine că se transmite căldura mai greu prin lichid decât, gen, solul se răcește mai repede decât oceanul. Oceanul păstrează căldura mai mult timp decât uscatul. Ok. Și deci dacă stai în lichid, ți-e mai cald decât dacă stai pe uscat. Cât crezi că ți-ar lua să umpli o cadă plină cu spermă? Sau de câți oameni, de câți niște oameni ar fi nevoie
să umple. Hai un lighean. Nu știu la ce ne-ar folosi. E dar... un băiat pe Reddit care face asta cu o cutie de pantofi. Like, o umple? Tot timpul, dar o umple și apoi o golește. Și mai e unul o golește care... de ce? Dar are... Până o umple. Are... Nu știu dacă e același, dar o folie de plastic pe interior nu se... I don't fucking know. De ce într-o cutie de pantofi? Asta mă gândesc. Și mai e unul, nu știu sigur dacă e același, care... Cred că e același, care ia și fermentează, spermă și face băutură din... Praf. Face gen... Face praf. Face alcool. Shake. Da? Cred. E un băiat care îl face lichid pentru un vapat. Pentru vapat. Ce faci? What a time to be alive. Da, coi. Da, mă, sunt oameni pe YouTube care spun că, gen, sperma, în primul rând, sperma este extraordinară, că e esență de om. E viață, este da. Esență de viață, și are foarte multe proprietăți și calități și minerale și vitamine și shit like that, adică sunt oameni pe internet care susțin treaba asta de te masturbezi, îți dai drumul pe tine și sperma o întinzi pe tine ca să fie reabsorbită de corp, ca să nu pierzi chestii din... Bă, dar o susții, dar trebuie să o arăți. Așa, dacă doar o susții în scris, nu te cred. Trebuie să pui un video. Păi nu, mă, e asta... Bine, pun. Pe Patreon. Pe Patreon sau... Pe Patreon, dar gratis. Vă dăm link-ul gratis, nominal, dacă donați acum pentru Irina. Dacă ne trimiteți chitanță. Dar nu scrieți asta la donație totuși, că nu citește doar Sebastian. Donațiile scrieți lui Sebastian. 50 de lei și vreau link-ul de la Mirica cum își dă la papel. Totuși, hai să nu știe toată lumea de unde vin donațiile, să pară mai... Dar da, bă, facem ce trebuie, mă. Trebuie să ne repetăm în continuu că bă, facem, okay, da, okay. Facem asta cu un scop ok în seara asta. Da, este, mă. Da, mă, bă, important e, da. Uite, vârtejarul a zis că s-a udat deja. Foarte bine. Nice. Foarte mișto că putem, că putem să facem treaba asta. Eu niciodată n-am făcut chestii de genul umanitare, da. Ba da, am făcut un show caritabil sau da, dar pe alea nu prea le simțim. Mi se pare că suntem da, mai ales când nu le organizați voi. Că? Când nu le-ați organizat voi. Păi ce, tu ai organizat? Da. Unde, mă? Ăla de anul trecut? Ăla pe care l-am făcut doar noi. Da. Au venit corporatiștii aia și ne-au făcut. La da. Comics am făcut da. Un show da. Și am donat banii pentru Casa Bună, ca să construiască Casa Share. Casa Share. Eu mă gândeam la asta la care am mai fost și toți suntem invitați în perioada de Crăciun. Casa Bună e Smântâna, nu? Da. Close enough. Pentru aia am donat. Pentru aia, asta este. Bă, eu am vrut să trimit la aia, asta s-a dus la Danone până la urmă. O căsuță de lactate. Da. O văcuță. Bă, face și băiatul ăla, face lucruri super șmechere. O să poate mai facem și cu ocazia asta. Da. De Crăciun parcă am făcut atunci. Când da, mi-a dat mie țeapă, Maria am futul în gură la trecerea de pietoni. Că pentru el voiam să strâng bani și după aia. După aia bine ce că mi-a rost. Ce minunată. Da. Uite, vezi, la show ăla ești pus într-o situație ciudată. Că noi am făcut show ăla ca să strângem bani. Da. Și am chemat niște oameni ca să le luăm bani. Da. Doar că oamenii au fost niște muiști. Doamne, ce de căcat da. A fost. Acum că a trecut aproape un an de zile, futui în gură pe aia care au venit dar, animalele la proaste. Nu știu de ce vă amintiți atât de dar, Mirica, că la mine au urcat ăla pe scenă și m-a luat da. De gât. Au fost niște muiști, dar... Au dat bani. Au dat bani, asta e chestia. La sfârșit chiar au donat câte 200 de lei sau nu știu cât. Gen... Da, am fost puși în situația în care și-au răscumpărat muiala. Da, mă, dar și-a răscumpărat muiala cu bani, ceea ce nu e ok. Și adică, Marica și-a răscumpărat-o. Întreabă Biserica ca Catolică. Un preț pentru chestia asta. Nu sau e Scientology. Nu e că și-a răscumpărat muiala. Cum poți să spui așa ceva? Adică a fost un terminat, n-ai cum să dai bani după ca să compensezi. Ca și când acum îi fut un pumn în gură și după i-am dat 200 de lei, deci tot ok. Poți să dau un pumn în gură pe 200 de lei? Dar nu e, dar nu așa merge. Adică nu, chiar așa mi-am luat un pumn în gură cu FIFA la 250 de lei. Așa pentru 200 de lei nu e mare lucru. Dar n-ai cum, adică și ești pus în situația să accepti niște căcat, doar că, na, știi că e pentru o cauză nouă. Că nu faci pentru tine, că dacă era doar show-ul nostru. Eu eram dispus să du-te morții, mă, tine. Da, da, da. Păi n-aveau treabă cu noi, erau niște terminați. Pleacă, ieși afară. Nu că, da, sau ieși afară sau îi luăm și mai tare la pulă sau nu știu ce sunt, nu știu, dar
E, a fost dubios. Da, a fost total dubios. Asta e chestia, mă, că am și nimerit glumeții firmei fix la prima masă. Da. Caterinca. Masa aia mare. Nimeni din firma aia nu iese la țigară fără Robert sau Alex. Că ei au glumele alea, mă, pe care le citesc înainte pe Facebook. Și râd așa. Da. Și avea borsetuță. Nu s-o uit. Avea borsetuță? Avea borsetuță. Ăla care a venit, a urcat pe scenă lângă mine și m-a luat de gât, avea borsetuță. Te-a luat de gât? Da, te-a luat de gât așa, da. Nu așa. Cum îți place ție? Nu așa, de asta m-a deranjat. De asta te deranja mai mult. Eu mă întreb, a devenit tot mai populară borseta și au apărut tot felul de modele de borsete și chestii. Sunt... gay, da. Nu gay eu, dar... Nu, eu. Aia care poartă. Păi nu eu, aia care... Eu nu. Dar tu ai? Nu. Ah. Și nici nu sunt gay. De ce da. Cine întrebai? Dar care e cea mai gay poziție de porta borseta? Și gay nu în sensul rău, gay în sensul... Păi, nu sexual, în sensul gay... În sensul de faggot, mă. În sensul de... Nu mă fut în cur, dar sunt faggot. Sunt heterosexual faggot. Din ăla de să-i fuți un pumn în gură, doar că... E atitudinea mea. Da, atitudinea aia de... Da, că asta e ca în gluma lui. Cine nu știe gluma lui CK cu... I wanna call a gay guy a faggot. Unless he's being a faggot. Decât dacă se poartă ca un fagot în pula mea. El zice, stop being a faggot and suck that dick. Da, așa. Și e modelul ăla de borsetă care vine așa pe gât și atârnă până aici la brâu, de are doar o chestie de aia de jucător la aparate sau de băiat care a vândut ceasuri, parfumuri sau a fost în Italia sau șofer de microbus. Da, sau șoferi mai au și fanny pack-uri din da. Că mai sunt și fanny pack-uri, dar mai sunt fanny pack-uri. Ce fanny pack? Care e diferența? Borset. E borsetă de aia de o porță aici la pizdă, la fanny. Păi da, astea acum moderne nu se poate poartă la fel, doar că le țin ăștia. Păi asta, sunt fanny pack-urile care sunt... În capul meu vine de acolo cu o țină de pizdă. Da, la fanny. La fanny. Ok. Sau are un buzunarul ăla. Așa, deci cum vin? Deci sunt alea purtate aici, fanny pack-urile, dar doar că nu le porți aici, le porți aici, așa, ca și cum a fost apocalipsa și acum ai multe baterii sau ce pula mea trebuie după, și conserve sau ce trebuie să după apocalipsa. Da, sau popcorn poți să spui acolo. E singura, dacă spui popcorn corn aici și mănânci așa, mi se pare asta ok. Da. Care și da. Unghiu potrivit. Da, sau niște sau o supă la plic sau ceva, că să-i tăi ței de aici ca să, știi? Ței. Așa. Ce pula mea poartă băieții în ele, mă? Ce dracu, câte accesorii ai la tine ai nevoie de borsetă? Eu, bă, câteodată îți pui chestii în buzunare, câteodată mă deranjează buzunarele că-s prea pline, să zic, de la blugi. Dacă e o vreme în care nu poți să ai nici geacă pe tine și n-am nici ghiozdanul la mine și îmi încarc buzunarele. Bă, dar există pantaloni cu mai multe buzunare. Cum sunt ăștia de pe mine? Mai ai un buzunar pe margine, pula mea, îți pui în alte buzunare. Găsești o alternativă. Există pantaloni cu borsete deja. Adică astea ce ai tu. Există așa? Nu, bă, ăștia-s de ai încărcător. Ai pantaloni cu borsete pe lateral, asta-i. De încărcător de vapoare, se cheamă da, ăștia. Cargo da, cargo pants. Bă, și la Dobrot am văzut și a uitat într-o seară, era o borsetă nesupravegheată la comics. Și eram, bă, cine pula mea a venit cu borsetă și nu și-a luat-o? Că de obicei femeile au grijă de poșetă. Și am întrebat pe acolo, bă, cu ea, până la urmă s-a ajuns la concluzia că nu poate fi decât al lui Dobrotă. Și eram, bă, nu se poate, mă. Eram, nu voiam să accept asta. Și s-a dovedit că era al lui Dobro. Și l-am întrebat, bă, ce pula mea se întâmplă? De ce? Și a zis că, bă, frate, știi cum zice? Bă, frate. Bă, frate. Bă, frate. Dog. Că tot la fel, că are buzunarele prea pline și n-avea geacă și mai are asta, că o are la nu știu cine și e utilă, că își pune cheile și tutunul și nu știu ce. Dar tu nu ai aceleași chestii și le porți fără borsetă? Ba da. Dobrotenii nu fumează tutun, fumează țigări. Sau țigări, la na, nu știu ce. Păi atunci la ce dracu, că la tutun aș mai înțelege. Da, așa, ce poți să pui? Tu ce ai la tine? Chei, țigări? Bă, nu, eu sincer, îs puțin deranjat. Ochelari nu de soare? Nu pot să port borsetă, dar am baterie externă, încărcător, tutun. Tot ce ai spus acum e foarte care... gay. Faptul, gen, dacă ai baterie externă la tine, ești gay. Rămâi fără baterie, du-te morți, rămâi fi bărbat în pula mea, exact. La ce pula mea? Fii bărbat, vorbește cu... Bate pe cineva să iei un minut pe Orange. Dă-i un pumn în gură, unul, pentru...
într-un SMS. Mai bine plecuat lasul de acasă dacă trebuie să ajung undeva. Lasă-mă în pula mea. Nu mai poți acum fără GPS. This is great. Dar mie mi se pare că depinde de foarte tare de borsetă. În primul rând că mie îmi plac doar alea dacă văd la un băiat și are așa, uite, boxul mai portă pe șold. Și mi se pare ok. Plus că el e cool, are așa un compleu cool, arată da, cool bă, cu totul. Bă, dar e asta de ce mă, că arată? Adică e pe hanorac, e în pantalonii aia de training, nu știu cum, arată într-un fel, cu șapca aia întoarsă, se pupă. Dar dacă ești în blugi și ești în cămășuță și... Se pupă și... cu alți băieți, asta se pupă, zic eu. Ai vrea tu. Cu alți băieți cu borsetă, cu alți borsetari. Are buzelele aia grosuțe așa. Borsetarule! Borsetare! Eu nu înțeleg că ai pus așa, în cross pe piept, că mi se pare că nu transpir mai mult pe aici, pe la sub braț, că o țin și da. Sus, care pare o poziție incomodă. Mi-o voi ține aici ca să scormonesc așa în lucruri. Când stii sub sau comfortable, this is great. Eu așa like mă a praying mantis, ca o călugăriță, da, ca un lăcustă. Eu așa mă caut eu de lucruri. Ce e asta? Mamă, ne-am luat de Dobrotă, e Dobrotă pe live. Hei, Dobrotă! Bă, dar are și poza asta de, uită-te la el, că e pe roz și are ochelarii aia de GTA Vice City. Da, dar e foarte bună, bă, poza aia chiar e asta. E poza bună, poza bună. Dar e în America așa pe zici la Sida. Your neighborhood Mexican, e poza. Respecti, respecti. Mai citești tu donații, că am mai scris. Pe unde ai rămas, că nu mai ții minte? Păi a zis Sebastian că o să iasă, că mai trece și pe live-ul celorlalți, dacă vorbește cu el. Eu o să merg așa, da. La ce a scris ăla? Haide, următorii. Mulțumim pentru donații Ionuț și Ivona. Ivona, e ce nume frumos. Rusesc sună un pic, da, Ivona, Sorin, Cristi, Bianca, Cristina, mulțumim și vouă. Cine mai e? A zis Cazacu că Dana Budeanu se uită seara la Mirica. Adevărat. Cam atâta cred că i-am citit pe toți, nu? Da, da. Donăm în continuare. Care mai sunteți mai noi pe live? Suntem câți oameni? 350 de oameni. Mulțumim că sunteți aici. De mult, frate. Pentru cei care ați intrat mai târziu, donăm pentru o fetiță care are nevoie de 350 de mii de dolari. Da. Pentru o operație. Foarte și mulți bani. Aveți toate linkurile la care puteți să donați în descriere și vă rugăm să donați prin linkurile alea direct în IBAN sau pe Revolut sau pe GoFundMe și nu prin YouTube, pentru că YouTube-ul ia 30% din donații și toți banii trebuie să meargă acolo. Întrebare onestă. Când o să ajungeți să faceți 350.000 de euro, dacă ajungeți să-i faceți? Credeți că ajungeți să faceți 350.000 de euro? Da. Să faci să iei pe toți odată în cont sau de-a lungul vieții adunat cu cât ai câștigat până atunci? În ce sens? Hai să vedem cât ai câștigat până atunci. Pe toate, bă, ajuns să faci 350.000 de euro. Nu e adevărat. Viață, nu? Nu e adevărat. Gen, nu, și dacă ai un salariu de și dacă ai un salariu de 1.000 de euro pe lună, îți trebuie un an de zile să faci 12.000 de euro doar din salariu. Deci 10 ani ca să faci 120.000. Deci îți trebuie vreo 30 de ani ca să faci 360.000. Da, și ai mai câștigat două bilete la pariuri și dacă dă bani acolo la îi dublezi și aia a fost. Da, mă, la 1.000 de euro, dar o să mai tot crească. Adică gândește și la partea asta, că o să tot crească salariile și traiul de viață și din astea. Și 350.000 de euro, ce încerc să spun e că nu o să mai fie atât de valoros atunci. Dar speculativ vorbind acum, da, e greu, foarte mulți ani. Da. Dar aia e. Eu cred că o să fac primul. Ioran. Pula mea, dacă mănânci pâine congelată. Bă, așa pui bani pe bani, mă. Nu cheltuiești pe toate căcaturile. Nu cu chet. Mănânci pâine cu congelată mea, și te tunzi singur deja, Bă, eu pe tuns economisez foarte mulți foarte bani. Foarte mulți bani, este extraordinar de scump. Asta ne leagă, Virgil. Tunsul asta este extraordinar de scump. Și uite tu, asta. Astăzi mi-am făcut barba. Nu se vede că e aia, dar foarte bine că e. Mi-am făcut barba în trei măsuri, cum ar veni. Ți-ai făcut barba pierdută? Da. Măsura când aveam mai mult chef să mă apuc. După când eram, hai dracu, nu se mai termină odată. Să știi că am stat vreun sfert de oră pe ea. Și mulțumit. Bă, îți dai mâna. Trebuie să depui un pic de efort și să nu cheltuiești bani pe lucrurile neimportante. Să te duci în vacanță, să te relaxezi, asta contează foarte mult ca să ai chef de muncă. Așa.
Dar în rest, pe căcaturile astea materiale, pe haine, pe lucruri din astea... Zine chestii pe care n-ar trebui să cheltuim bani. Uite, stai mă, că n-a făcut 350.000 de euro. Acum și se cacă pe el, că a văzut și el în două tutoriale pe YouTube. Am văzut, totuși, am văzut la Gary V. Da, da, am văzut aia. Acum interviu unui om de succes. Cumpără ieting, vinde scump. Băi, ești prost la cap, ăsta e secretul. Da, mă. Cumpăr... Cum decurge o zi din viața ta, Virgil? Bă, eu cumpăr, cum zice, surprize de la Cipicau în alea cu Pokémon și le vinzi pe YouTube. Faci clipuri pe YouTube, le vinzi pe eBay aia. Pe eBay. Da. Bă, nu, dar asta, din punctul meu de vedere, să nu cheltuiești pe lucrurile astea care nu te ajută să îți construiești cariera, cumva. Să investești din tine, dar pe lucrurile astea care... echipamente, eu în punctul ăsta. Zi, doar acolo văd personal ce decizii iei tu de, bă, nu vreau să dau bani în direcția asta. Haine? Haine, da. Cât mai puțin poți. Pantalonii ăștia, uite și tu, Boxila, că tu ai unghiul cel mai bun. I-am de vreo 5 ani, îți rupți între picioare, dar nu se vede dacă mergi cum trebuie. Bă, dau buzunare în pula mea, nu. Da. Măcar nu porți borsetă. Îți iei haine mai, îți iei niște tricouri un pic mai lungi și aia a fost. De, ca să intre la apă în 3 ani, 4, 5 ani cât le porți? Da. Da, mă, și eu sunt aici. Știi unde sunt eu? Uite, am vrut într-o seară, deci nu mai aveam chef de făcut mâncare de nimic de pula mea și zic vreau să mă porcesc. Și vreau shawarma. Și intru pe Glovo. Mamă, cât de grav ești, ce pula mea ai. Ce? Zi-mă. Ești foarte grav în poveste, deja mi-a dat cu palpitație. Nu mă, și intru pe Glovo și intru pe Dristor și cum îmi fac eu shawarma, îmi pun sosuri, chestii pula mea, mă pun niște cartofi, zic eu, ia să fac și eu, o ce? O ajungi la total. Așa, ajungi la total. Mai pun și o supă, că na, pula mea, e ceva călduț acolo, merge o supă de linte. Și ajung la un total care oricum e foarte scump, după care mai văd o taxă pentru că este o comandă sub 45 de lei, which makes no fucking sense. Plus delivery-ul, plus șpaga la băiatul. Plus că plouă și supracost de delivery, mai este și aia câteodată. Mai este și asta? Da, când e vremea noastră. Deci te duci undeva la dublu cât ai dat în mod normal. Și am venit și am zis, fuck it, I don't need this shit. Mai bine fac repede, ce vă dau din mâine un sfert de oră la bucătărie și aia e. Eu am fost ieri la băieți să ne uităm la Premier League și am comandat... Liga 1 din Anglia. Știu... da, supranumită și Liga 1 de Anglia. Și se cheamă de la Alex, pe Glovo, în fiecare zi există câteva restaurante prin rotație, nu știu cum până la mea, care au livrarea gratuită. Da. Și era la Dristor unul dintre ele, nu știu care, că e Dristor Kebab și Dristor Doner, așa, una dintre ele avea livrarea gratuită și la meniu mai avea bonus, nu știu ce căcat, și a fost 21 de lei meniu cu baghetă de pui și cartofi și suc, da, ceea ce e decent, da. Asta da, dar trebuie să, adică poți să ajungi la 45 de lei, care e deja dublu pe treaba asta, și atunci, asta comandatul acolo, poți să zici că te porcești la 45, că exagerezi. Dar așa la 20 de lei e o masă la un preț normal. Da, mi se pare poți okay să faci. Dacă, adică dacă poți să comanzi dacă... fără să cheltuiești bani ca un retard. Bă, nu chiar. Da, și eu sunt mai mult. Adică n-ai cum să nu cheltuiești bani ca un retard dacă nu. Și asta, la urmă, un căcat de sandwich cu niște cartofi prăjiți. Da, 20 de lei. Da, într-adevăr. Nu, dacă ți-l faci tu pe ingredientele tale, ajungi la 15 lei, cred că, sandwich-ul sau ceva. Așa cu 20 de lei mi se pare decent, mi se pare decent, ok. Adică... Asta spun și eu, ca sumă e ok, dar tot nu se compară cu ce faci acasă. Efectiv, n-ai cum să ajungi. Dar nu înțeleg. Cum e pe la comics. Da, îți mai trebuie și gustul ăla câteodată, mai se poftă da, de gustul ăla de ceva. Da, știi că am mai vorbit într-un podcast, și oricum îmi place să mai mănânc în alte părți. Dar cumva tot, n-ai cum să te bazi. Cum e la comics, unde am reducere de 50%, tot e... Exact. Dar tot nu rentează. Adică cu tot cu 50% reducere, tot nu-i mai ieftin decât acasă. N-are da, cum. Da, și asta e adevărat. No. Eu da. N-am nici răbdarea și skill-ul ăla să... Adică poate aș putea să deprind skill-ul de a găti, să ajung la gustul ăla, să dau stripsurile prin pesmet și pula mea. N-am răbdare să fac asta și mai bine mănânc cu 20 de lei la comics decât să stau acasă o oră. Eu să am început să am răbdare să fac asta. Săptămâna asta fac ciorbă. S-a dat, s-a zis, fac ciorbă. Eu săptămâna asta fac orez. Și piure și mazăre. Mamă. That's it. Cum, și cum le mănânci? Eu azi am făcut pireu. Păi, garnituri toate. Nu, nu, mazărea o fac ca... Nu, mazărea o fac ca gen pireu? Third nu, okay. Dish. Third, a treia chestie de pe farfurie. Nu știu cum pula mea să zic. Pui trei chestii pe farfurie.
Da, man, da. Și dacă am piure de cartofi, care îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult piure de cartofi cu mazăre. Și dacă am pui, de obicei pui cu piure de cartofi și pun și fac și mazăre ca să fie ceva verde și să fie a treia chestie. Are Mirica o borsetă cu foarte, condimente. Foarte da, da. Da. Aici, de aici, ia. Da. Da, mă, bravo, bravo. De la țâțe, de la sutien. Bă, șmecher, și, bravo. Da, am rețetă de supă cremă de ciuperci. De ciuperci. Da, Jamina, îți trimite dacă vrei. Chiar e Boczila. Păi nu, să ne spui tu. Bună? Călești niște ceapă. Bună. Da. Se începe cu bună seara, dragii mei. Bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit la bucătăria Jamilei. Călești niște ceapă și după aia, băi, voi știați că ciupercile nu se spală, ci se epilează și durează o viață, mâncați aș pula ta. Nici măcar nu se epilează. N-aș face mă mai uitam la emisiuni asta. La Jamie Oliver sau la bucătari din ăștia mai cunoscuți sau mai prezenți așa în media. Nici măcar usturoiul nu-l decojez, doar îl sparg și-l arunc acolo. Nici stai un pic, că e de... Că îl strivești și după ce îl strivești, îi dai pielțea de pe... Da, poți să-l lași, dacă doar îl prăjești acolo și nu-l mănânci, da, poți să-l lași. Asta cu usturoiul mi se pare doar excesiv, să-i fuzi tu una doar ca să fii bărbat în bucătărie. N-ai nevoie să dăvădești nimănui nimic, ești singur acolo. Poți să iei usturoiul să-l faci frumos, fără să faci zgomot. Nu, că e mult mai rapid, mult mai simplu. Dacă îl strivești cu lama cuțitului, după aia poți să-l mărunțești mult mai ușor, mult mai simplu. Eu îl fac ăla. Și se eliberează și... Da, mie fix de asta nu mărunțesc usturoiul pentru că e singura chestie la care mă pricep. Gen, se fut o lamă și apoi să tac. Eu îl fac cu răzătoare din aia când vreau să-l fac mărunt. Am o răzătoare și dau așa. Și am început să pun usturoi. Trei tehnici diferite. Și dacă caut o rețetă pe net, ceea ce nu fac, că n-am chef să învăț chestii noi, dar și dacă găsesc una nouă, trebuie să adaug cumva usturoi. La orice trebuie să pun usturoi. Este super bun usturoi. Este extraordinar de bun. La mine e go-to dacă îmi fac mâncare care e nașpa, gen rămân singură și îmi fac doar legume din alea congelate, le trântesc într-o tigaie și o omletă, îmi fac un mușdei din alea cu iaurt. Suflești peste tot să nu mai vezi ce este sub mușdei și mănânci și este super bun și gata. Dar are gust doar de iaurt cu mușdei. Are gust doar de mușdei și viața merge mai departe. E mult mai bine decât ce e de desubt. Și n-ai mai comandat de pe Glovo. Exact. Și a durat și 15 minute. Dar ce mă deranjează pe mine cel mai mult este taxa aia, mă, la comensul 45 de lei. Pauză. Mulțumim Lucian, Florentina și Diana. Mulțumim. Și Dan Alexandru Peret și Oana Alexandra Mareș și Damian Bârsan. Și Codreanu Andrei, și Diana Soare și Mihai Cerban. Mulțumim foarte mult, bă, ce de oameni! Super! Ce ne deranjează la Glovo? Nu știu sigur dacă e de la Glovo, ci cât e de la restaurantele. De la Glovo este? That's fucked up, e o mizerie. Este un pișat. Faptul că, gen, îmi ia bani în plus, că am o comandă mai mică, e de căcat. N-are logică, it makes no fucking sense. S-ar putea să aibă localul comandă minimă și atunci... Păi n-a nici localul, nu, uite, la Dristor, de exemplu, dacă mă o să beau un suc, nu o să-mi zică, aia, men, trebuie să dai 3 lei în plus că n-ai luat și o șaorma. Asta e pentru livrare. Asta e pentru livrare pentru că folosești infrastructura Glovo. Păi da, e că deja dau taxă pentru că plătesc infrastructura Glovo. Dar localul ăla are o comandă minimă ca pentru el să renteze să-ți trimită mâncare. De exemplu, unde lucrez eu, dacă tu îți comanzi o supă, care să zicem că e 15 lei, în momentul de față nu ai comandă minimă. Și nouă ne iese bonul cu supa de 15 lei, dar tu în aplicația Glovo plătești și transportul și s-ar putea să mai plătești și o suprataxă care e comanda minimă din partea Glovo. Care nu e comanda minimă din partea noastră. Și tu în continuare faci 15 lei. Da, eu iau 15 lei. Și să sugă toată pula Glovo. Așa s-a zis. Dar dacă vreți să ne sponsorizați, să faceți un cod hashtag niște oameni, da, să fie gratis tot timpul. În același timp la Glovo, când am comandat atunci, eram la studio și am comandat de la Mac și ne-au lipsit mai multe lucruri, gen vreo 30 de lei sau cât până, care aia a fost vina de la Mac. A fost categoric vina de la Mac. Da, am pățit și asta. Am primit banii de la Glovo. Da. Adică Glovo mi-au returnat banii pe greșeala McDonald's-ului, cum ar veni. Din banii pe care ții tot ea, supra-taxă. Da, oricum. Au un fond de shit happens. Categoric. Cred că asta am să fac o dată pe lună, să comand niște McDonald's și apoi fac reclamații la Vlogo. Că nu am... Uite, Vlogo, dacă vreți Vlog acasă, dacă vreți să-l vreți pe Shelly la ușa voastră, dar să... Vlogo.
Da, odată și fac reclamații la Glovo când am primit tot și apoi da. Să mai primim niște bani, o comandă în plus. Dar și Mac-ul ar trebui să fie, că dă-i în problema că și au foarte mulți bani și exploatează oameni. Păi eu am făcut asta, la Mac am exploatat și eu, pe, am mai zis asta. A, cu comenzi din alea? Da. Da, check. Hai să mai citim și am noi citit donații. Acum. A, citit? Cred că am citit exact până, am citit. Da, am citit pe toți. Suntem la zi cu Suntem ele. La zi, ah, da. Ok, scuze. Dar, mi se pare foarte interesant anyway, că și Toma... E total stupidă taxa aia, adică tot nu are sens, nu are niciun sens. Se numește businessman, dar n-ai ce să faci. Adică nu-ți mai comanda asta, e tot ce poți faci. Dar poți să comanzi de pe alte aplicații. Știi care da. E chestia? Că e exact capitalismul în care trăim. Că pe de altă parte, dacă n-ar funcționa chestia asta, dacă ar fi mult prea scumpă, nu ar mai ar da faliment asta. Că uite, eu dacă acum am pornesc... Iar te uitam la clipuri pe YouTube? Păi nu mă, dar dacă eu acum am pornesc o asta de pizza și spun că e 200 de euro livrare, ai cumpărat vreodată de la mine? Nu. La Presto e livrarea gratuită la pizza. Păi nu, dar zic că n-ai cumpărat niciodată de la mine, deci... și aș da faliment. Deci cumva. Prețul pieței s-a cam așezat acolo. De-aia n-ai cum să comentezi. Păi da, asta fac acum, comentez. Păi nu mă spun că n-ai cum să schimbi, adică nu e stupid. E business. Pentru că nu există o față a Glovo, tu nu știi, Glovo este doar o iconiță galbenă în pula mea, nu știi cine lucrează vreodată la Glovo, nu știi care sunt oamenii în spatele Glovo, nu poți să-i zici, bă, pulă, care e faza cu suprataxa aia? Că, că la BMW poți, mă, să zici. Există cu aia un CEO, probabil și la există Glovo. Există o fabrică. Exact. Și la CEO poți să dai foc. La Glovo, la ce dai foc? Poți, unde au birourile Glovo? Au niște birouri. Lucrează niște ochelarici pe acasă, dă-i în pula mea și pe... Jesus. Au niște call-uri pe lasă-mă și pe Glovo. Da, eu am făcut o dată campanie la Food Panda, mi-au dat 300 de euro. Bravo. A, asta cu ai avut cod de reducere un ceva. Cod de reducere ceva. Da, nice, nu rău. Bă. 300 de euro e bani. Bă, dar dați-mi voi 300 de euro. Dați-i lui Rinuca 300 de euro și pe aia vă fac vouă campanie, știi ce? Da, chiar. Dacă vreți să promovăm ceva în podcastul nostru de... Un business sau ceva. Un business, orice vreți să promovați. OnlyFans, da. Un cont de Patreon, un Instagram nou. Timp de 10 podcasturi de acum încolo. Nu, acum pentru ăsta. 100 de euro. Doar la ăsta, mă, nu la 10 podcasturi. Bă, 10 podcasturi. Pentru 100 de euro. Eu o să zic în 10 podcasturi de acum încolo despre business-ul vostru. Dacă trimiteți acum 100 de euro în contul... Stai, mă, noi când am vorbit de înțelegerea asta. Acum, zic eu acum. Mai întâi trebuie să evaluăm și business-ul, că dacă aveți un business de bătut copii... Cum sunt multe pe piață. 50 de euro, da. O facem noi, mai punem noi 50. Că ținem și noi jumătate. Și cumva ăsta de bătut copii, totuși un business mic care nu-și permite mai mult. Mi se pare mai greu dacă o să zică Coca-Cola acum, că ok, Virgil, noi ne-am luat doar 100 de euro pe 10. Nu, persoane alea, fizice, acolo. Persoane fizice. Hai să schimbăm la reguli. Da, promovăm PFA-uri. Da. Contra 100 de euro pe OLX, vă promovăm PFA-ul. Da, sau dacă îți zici ceva pe OLX, vinde cineva un iPhone 100 de euro aici. Da, dai 100 de euro și zic până îl vinzi. iPhone vechi. Eu am de exemplu de vândut, știi ce? Hai să facem asta. Facem licitație, licitație cu lucruri pe care le avem de dat deja, de care nu ne pasă. Eu am un mouse din ăsta de la Apple, pe care l-am cumpărat odată cu laptopul și nu l-am folosit decât odată. Și nu știu cât ar valora, cred că vreo 250 de lei, poate? Acolo, da. Da, nu? Dar o să vi-l vând vouă cu 500, să spunem, pentru că facem o faptă bună. Deci dacă vreți, acum. 500 de... Cu 500 de lei să-mi va picioarele, dacă nu vă trimit mouse-ul ăla. Dacă dați, vă trimit un Glovo, numai că trebuie să plătești supra-taxă. Dacă dați 500 de lei. La Glovo știu unde sunt cei mai împuțiți și mi se pare că asta e cel mai sensibil subiect. La faptul că eu curierat prin București și este efectiv... Mersi. Și este efectiv jenant. Adică dacă eu pot să-ți trimit, e ilegal ca eu să-ți trimit ție pe Uber niște chei, spre exemplu. Pentru că Uber-ul e doar ride-sharing pentru persoane și morții măsii. Nu e în politica lor. Dar eu am făcut asta de fiecare dată cu Uber. Exact. Dar prin Glovo e legal și e totul safe. Și e la modul de, dacă suntem cam de aici până aici, mi-a doar 30 de lei. Bă, dar dacă e la modul de, nu știu, de unde stau eu la Ștefan cel Mare, să zic, de pe lângă Comics, care tot nu Ștefan e foarte Mare, mult, care, adică nu, nu e, faci e, un sfert de oră exact, cu bicicleta. Da, e pe la 45-50 de lei. Wow. Bă, ce doar scump, un e mai ieftin, da. Să trimiți prin fancurier. Da, 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 doar că n-ai cum atât de repede, adică într-o oră, adică e, acum, dacă ai nevoie de droguri acum, da. Glovo și căcat. Sunt foarte curios dacă se trimit droguri prin Glovo. Sunt sigur că se trimit droguri prin Glovo. Eu nu cred că ți-ar fi frică că le ia ăla. Că tu ce declari acolo? Că trebuie să scrii ce conține pachetul, dar nu să scrii droguri. Păi, o să scrii orice altceva. Uite, eu am trimis, de exemplu, un iPad la un moment dat
și am scris că e un iPad și băiatul ăla era foarte panicat și îl întreba pe Bogdan că da, sunt droguri aici? Ce e aici? Că am super sigilat pachetul ăla, că era un iPad și mi-era frică să nu scape sau ceva și am dat cu super mult scotch și părea o bombă mică. Și, dar ce e aici? Sunt droguri, man? Ce se întâmplă? Cu cine lucrezi? Tu, you look shady. Tu ești. Tu ești droguri. Droguri ești tu. Da, cred că, cred că asta, cred că am auzit bună la muncă. Am prins niște droguri cumva. Uite, Liviuț zice că a fost curier Glovo și poate confirma că se trimit droguri. Mulțumim, Liviuț. Mulțumim, Liviuț. Și, și Cazacu, am lăsat în comentarii, Cazacu îmi zice tot ce are de vândut prin casă pe bani acum și începe licitația. Nu se mai trăiește un bine? Controller Xbox pentru PC 200 are garanție tot ce vrei, o pereche de căști Skull Candy push cu Bluetooth 350 de lei, le dă cu 200. Mai are un cruiser Land Yachts Digni. Ce pula mea să stea Cazacu? 400 de lei, nu știu ce pula mea, le-am pus în comentarii pe toate. Ideea e că avem o pereche de căști, un controller și un cruiser. Cruiser, nu știu ce e un cruiser. E un e o trotinetă. Sunt Adidas? Bă, știi care e faza mă, cu n-au ce ar putea fi. Cu trotinetele, care e partea nașpa la trotinete cu aia e că nu poți să arăți șmecher pe trotinete. Oricine ești tu, oricât de șmecher și dacă ești frații Stoica, că tot am vorbit, ești, dacă ești Ignașcenco sau nu știu ce boxer, orice nume se pare că e de brusor. Da. Nu poți să arăți șmecher sau cool sau să te ceri cu cineva pe trotinetă. Dacă eu sunt în mașină și am o ciondăneală cu tine care ești pe trotinetă, ai pierdut din prima. N-ai cum să fii mai șmecher decât mine. Bine, dar din mașină e mult mai ușor e să mult mai șmecher simplu, decât pieton, chestia. Am niște tone de fier între mine și tine. Sau măcar niște geamuri. I have a weapon. This și is doi, a weapon. Aș vrea să văd doi oameni pe trotinetă care se ceartă între ei. Cum se ceartă ăștia cu mașinile? Să-ți trag la muie, să iau pe măta în pulă. 20 de lei. Măi, pleacă de aici. Nu, au. Să se arunce au, de pe trotinetă. Atrofiat. Cum fac ea la fotbal? Eu am fost într-o altercație, dar v-am mai povestit parcă. Cu unul pe trotinetă în parc. A trecut pe lângă mine, a venit din spate. Tu erai pe jos? Eu eram pe jos și eram cu încă doi... Nu știu, era, ocupam toată aleea cumva. Și ăsta uite, vezi, unul dintre voi trebuie să moară. Da, și el ăsta a forțat trecerea pe lângă mine și m-a împins, nu a încetinit, a trecut pe lângă mine și printre mine și bordură și m-a împins cu umărul, așa știi? Dar din viteza aia m-a șocat un pic așa, m-a bruscat. Și când m-am întors și l-am văzut așa, am zis, dă-te în pula mea sau nu știu ce. El, am zis ceva, de măsa, probabil, nu știu ce, mi-a venit. Și s-a întors ăsta așa. S-a uitat urât la mine, ce ai zis, mă? Și și-a parcat trotineta în pula mea și a pus-o pe cric și a venit, la bătaie. Da, a venit că ce ai zis, mă? Și eram cu aia, tocmai ți-ai parcat n-ai trotineta voie, pe cric. Trebuie să dai cu borseta în cap în pula da, mea. Da, cu aia, ți-o arunc în, nu știu, în ce Biză. Parc eram, da. Nu poți să fii șmei, nu poți să ieși să sar la scandal direct de pe trotinete. N-ai cum, nu s-a dus nimeni la clanul sportivilor. Mai mult descaleci la scandal. Exact. Să treci pe lângă femei să le... Să le claxonezi, mi, să se audă cu căcatul ăla. Poate să arunce după tine cu ceva. Eu nu pot când văd fete care stau, ea e în față și el e în spate, amândoi pe trotinetă, niciunul cu cască. Și merg pe trotinete electrice și sunt așa ca într-o scenă din Titanic și este, oh my God, cât de romantic. Și sunt, făi, ești proastă, o să-ți spargă dinții din față, nu? E scump ce faci tu. De ce faci asta? Nu mai umbla cu săraci. Da, e fun. Da, uite ce mișto suntem noi doi împreună. La proastele alea care au căzut de pe trotinetă și era să moară. Nici nu știm dacă a murit sau nu. Încă n-avem follow-up. Că... Cum o chema? Daria? Diana? Daria, da. Daria. Daria proastă. Rip. Am venit într-o seară la un live aici și... Bă, eram, am fost și-o lăscări atunci. Bă, asta este. Unii mai puțin norocoși și unii mai norocoși. V-ați luat o trotinetă? Eu am trotinetă. Dar nu e electrică, e din aia old school de bun simț, de dai la pedală. Așa. Din aia te împingi. Da. Și de ce nu o folosești? Pentru că nu prea, nu știu. N-ai unde să ajungi. N-am unde să ajung să pedalez așa. Și nici nu e, mi-am luat țeapă, că trebuia la partaj, trebuia să iau eu cealaltă trotinetă. Asta e din aia de la Decathlon cu roți normale, dar aia de am ratat-o. Avea roți din alea care se umflă și era mult mai mișto. Pentru că nu simțeai toate hârtoapele. Toate șocurile, da.
Da. Eu cred că sunt mai ok oamenii care își au trotinete și mi se pare că sunt cumva și mai disciplinați decât toți cretinii care... Normal că sunt disciplinați, că dacă te pleci cu trotineta de acasă și... Ia. 400 de lei. Eu am dat 750 pe ea. Trotineta cu 500 de lei, chiar aici. 500 de lei. 500 și de punem lei. Și un sticker pe ea. Da. Și am văzut de 3 ori. Da. Obviously. Mamă, stai mă că nu i-ați văzut picioarele cât de fix sunt. Mulțumim Cristian B și Flavia Albertazzi. Păi da, nu, dar mă refer că pe trotinete în astea orice terminat care se îmbată poate să ia un căcan din ăsta de lime. De wolf, de lime, da. Da, pe când ceilalți nu o să, adică nu o arde așa. De aia mă gândesc cumva. Bă, dar pe de altă parte și mai eliberează puțin din trafic dacă n-ar fi toți terminați pe ele. Da, până la urmă e problema cu orice. Pe chiar sunt terminați, frate, că bummer, în fine, nu mai contează, chiar sunt bătrân. Dar hei, hai să fim appealing și pentru publicul tânăr. Ați văzut ultima melodie de la Ace of Base? Nu știu, am încercat să zic ceva tânăr, Asteca, Nane. Ace of Base erau naziștii, da. Cine? Voi puteți să sumarizați scandalul dintre Raul și Nane, că n-am știut să-i povestesc lui Boczila, vă rog frumos. Mai țineți minte că i-a dat Nane bloc lui Raul? Da. Raul Gheba? Da, știe cineva versurile? Ala cum mă prin, prin toată ceva Europa, ca și Donu? Da. Da. Asta. Păi n-am, nu s-a înțeles nimic. Hai, Mirica. Deci. Știi că avea Nane un vers cum mă plimb prin toată Europa ca și Donu. Și Raul tot făcea mișto de chestia asta, că Donu, râul Donu, merge doar printr-o țară. Prin că Rusia. Prin Rusia, că dacă te uiți la bazinul hidrografic al Donului, vezi că nu circulă prin toată Europa, ci doar printr-o țară. Și ar fi cred putut că să pună... și dincolo de limita Europei, e în Asia cumva. Cred că e dincolo de Ural. Nici nu intră în Europa. Da. Și i-a dat tag lui Nane. Da, și apoi ar fi putut să folosească mă prim toată Europa ca și Ronu, care e prin două țări. Ideea e că, da, Donu aparent de, cred că e de Don Corleone, Don Mafios sau pula mea. Da. Și s-a mai luat la un moment dat și de asta, de, nu de Ian, de Amulie. Bă, în primul rând Amulie, e o rimă de căcat că zice ca și Donu, care e greșit să zici ca și. Da, în primul rând. Autiștii zic asta, da, și zici ca și Donu. Iartă-mă, Nane, dar pula mea, nu ți-a plăcut școala. Schimbă-ți în pula mea rima un pic, muncește un pic, nu zici prima chestie care îți vine în minte. N-ai voie să zici ca și. Da. Nu e o comparație. Comparația este prin ca. Termenul de comparație este ca, nu ca și. Și, în fine. Și poate că te-ai referit la asta. Nane, dar uite, tot ai greșit gramatical. Da, și tot ales ca o lesbiană vopsit în cap. Ce? Și dacă vrei să-ți repari greșele, tot ne azești tu niște bani. Așa. Da, nânele. Aici. Și mai avea Ian sau Asteca sau Amuli ceva, avea o piesă cu scump ca petrolul în Irak. Că dacă, și Raul din nou tot la fel a comentat chestia asta, că în Irak dacă e ceva, e cel mai ieftin în pula mea, curge la chiuvetă, morților. Și când ai o chiuvetă oprită, tot curge, tâc, 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 ia să-mi bapă, uite cum mirosim petrol. Atât de ieftin e. Și mă rog, cred că a pus Raul niște story-uri și a dat tag și lui Nane. Și Nane a pus și niște story-uri la el că uite ce terminat e ăsta, că mași în pula mea, că ești un distrus, că ești vai morții tăi, dar asta o zicea. Că Donul e de fapt... se referă la un don și de aia nu... Da, că i-a terminat și a dat bloc lui Raul. Și mulțumim Mădălina, mulțumim Mădălina Moise pentru donație și un buchet de floricele de la Mi se pare foarte cool să ai un bif cu Nane, adică, pula mea, e și foarte la modă. Raul acum poate să-și vândă contul doar care bloc de la Nane. Da, efectiv, l-ar cumpăra orice copil acum cu 3.000 de euro lejer. Da, adică cu aia... Du-te-n pula mea. Elan mi-a scris pe Instagram că bagă și poză cu licitație. Poză cu autograf de la Tom Hardy cu certificat de autenticitate. Cât cerem pe asta? Wow. 200 de euro. Wow. 2000 de lei. 2000 de lei pe autograful de la Tom Hardy cu certificat, cu certificat. Ce înseamnă certificat de autenticitate? Cine poate să confirme? Un din ăla care inspectează semnături, care citește scrisuri și apoi am mai tras și el o semnătură pe certificatul ăla. Ambele semnături sunt falsificate. Da. Dar 2000 de lei. Ne mai trebuie încă un expert. Bă, știți ce? Cât ați dat voi pe treaba asta? Bă, vă știți că Tom Hardy are pula mică? De fapt nu e trivia, dar așa, fun fact. Da, de fapt nu știu asta, dar hai să lansăm asta în univers. Da. Tu vrei să scazi valoarea? Și în Bronson și în Tabu, cred. Da.
Ceea ce cumva mă și bucură într-un fel. Că e foarte cool, foarte da, șmecher, foarte, foarte tare. Adică prea le are pe toate. Adică era două morții lui, să aibă da. Și pula mare și, și să, da, să, și să fută și satisfăcător. Ești nesimțit. Aș... Unde s-a făcut împărțeala asta? Da. Adevărat. Ce? Mică da, într-adevăr, este, e relativă. Mai mică decât te-ai fi așteptat. Bă, nu mai am baterii la asta. Să treacă cineva repede. Pe comentarii. Acum, când, zic, când eu zic că cineva are pula mică, omul ăla chiar are pula mică. Și tu te gândești că cineva are pula mică, o are în raport cu tine. Nu e ca și cum are... Exact, are Nadanticu are pula mică. Da, bă, n-are. Bă, în raport cu Mandingo... Că, păi, dar nu se pune. Că în raport cu noi, restul este fucking huge. Cine, mă? Cine e Mandingo? Mandingo? Voi da. Nu-l știți pe Mandingo? E un câine? E băiatul ăla care a jucat în masacrul lui Mandingo. Cine, mă? Este un negru care, din filme porno. O întrebare fair. Cineva și-a luat time out. Când asta, mă, acum? Nu știu. Ce-a făcut, mă, Boxila? A pus un link. Nu se face. N-ai voie, mă. În seara asta n-ai voie. Suntem mai stricți. Am citit ultima dată la ceva cu Maria, nu știu ce, parcă. La fel bine? Și ăsta... Okay. Îmi place, frate, ăsta Iglesias, fiul lui Julio Iglesias. Enrique, așa, nu mai știam cum îl cheamă pe ăsta mic. Nu l-am mai văzut de când era atâtica. De când se făcea că e heterosexual de da. Atunci. Stai de un pic când. Că e însurat cu... E heterosexual, da, chiar e hetero. Da. Dar are pula mică. Și atunci cu pe cine? Îl confund cu Ricky Martin. Da, cu Ricky Martin. Da, seamănă izbitor de tare. Cu Curnicova. Zici că te-ai conectat la Your Ancestors. Da, am început să mi-am imaginat toate posterile de pe șifonier de acasă. 6-6, tati. Că în șifonier le-am mai pare cu Djokovic. Așa. Nu, no, aveam cu Shakira, cu Curnicova, cu Backstreet Boys. Nice. Și așa, îmi place când acești, că sunt bărbați ăștia care sunt exemplari, exemple de masculinitate. De fapt, nu sunt exemple de masculinitate, sunt niște icoane pentru femei. Oh, okay. Pula mea, adică sunt niște bărbați general valabil acceptat faptul că ei sunt bărbați, da. Frate, sunt bărbați frumoși. Sex simboluri. Dar hai să o lăsăm pe Luiza să confirme sau nu treaba asta. Sunt, hai, mă, e Enrique Iglesias sau nu e? Cumva. Nu știu care e. Hai în pula mea la care avea alunița și ce a scos o impresie. E cam un knowledge. Bă, am întâlnit. Feminin. Cine? E prea feminin. Da, mă, ați văzut cum arată prietenul? Enrique Iglesias? Da. A, da, e mult prea, e... Da, că nu-ți place ție, dar e un common knowledge. Holy God, Jesus. În fiecare seară vezi asta. Da. Are vergeturi pe pula, atât de mare e. A crescut prea repede, sau cum? A născut prin ea. Ca hienele, știți că hienele nasc prin pula? Ce? Da, la fel a făcut și Șerban cu poț. Femelele de hienă au un fel de penis prin care nasc. E foarte, și multe adică mor la naștere. Au un uter prolapsat, cum ar veni. Au... Da. O să vă uitați pe YouTube, recomand. Da. Și să nu uităm că aici suntem ca să strângem bani pentru Irinuca și să donați în continuare. Că n-am mai zis de mult, donați în continuare, avem toate link-urile în descriere. Și rămâneți aici, ăsta este live-ul. Aveți detaliile foarte toate aici. Live-ul. Sunt 376 de oameni. Bă, dar oare care a fost de curiozitate? Dați like și share și un story, vă rugăm frumos. Puteți să puneți un story și să îndemnați oamenii să doneze și ei, pentru că e o faptă bună la care suntem toți împreună. Ce mi se pare mie drăguț este că cele mai multe femei, apropo de sex simboluri sau whatever, că de unde știi asta? Și bărbații au. Sunt niște... Da, unii bărbați. La fel ca și unele fete. Da, în general, common knowledge-ul cumva e în zona în care sunt câțiva bărbați din ăștia care sunt acceptați pe ansamblu de fete ca fiind... Da, uite, Brad Pitt, deja la George Clooney te-ai mai dus spre 35+, ai sărit puțin o treaptă. Nu, dar cumva, George Clooney e pentru mamele noastre. Păi da, na. Dar cumva asta zic. Dar cred că sunt mai mulți sex simboli pentru fete decât sunt sex simboale pentru băieți, cumva, nu? Pentru că eu cred că... Pentru că pretențiile sunt mai mici la băieți. Da, exact. Poate, ca să nu mai zic că de fiecare dată când vorbești cu o fată sau cu cele mai multe fete,
fete sunt man, Tom Hardy, bă, nu, e Daniel Day-Lewis, nu, bă, ce bărbați, frate, bă, dar bă, niciuna, dar niciuna nu zice că s-ar fute cu șoferul de pe Maxi Taxi. Un bărbat, în schimb, dacă e una decentă pe Maxi Taxi, doamne, bă, ar fute-o, te piși da, pe Emma Watson. Trebuie să dai referință pe cineva pe care o știți amândoi. Trebuie cel mai numitorul comun. Nu e adevărat, nu e adevărat, că e o chestie de o femeie. Mai făceam chestia asta cu femei care mă înțelegeam bine, la modul, zic, hai să vedem tu, cu o femeie pentru sex simboluri astea, pentru Brad Pitt, George Clooney, pula mea, sex simboluri, ar putea să-și pună în pericol relația la fel de mult cât ar face un bărbat pentru o șoferiță de Maxi Taxi. Păi și ce făceai? Zic, cum ne negociați? Negociam la faptul, ia, dă-mi o listă cu 5 bărbați cu care te-ai fute și eu să vedem dacă... aș fi ok dacă te-ai fute cu ei. Știi? De păi ce nu se joacă jocurile astea și de ce? De ce îți faci asta la stigma de sine? Ce jocuri de căcat de jucat într-o relație sunt? E funny, e funny. Dar normal că așa, păi, dar te scoți foarte ușor, că încep de sus în jos. Brad Pitt, Beckham, încă doi și gata. Adică, și eu sunt de acord că nu se fută pe ea niciodată. Și asta că prostul a început să zici toate femeile care ți-au venit în minte atunci? Care... începând de acasă către dacă ești din bloc primele 5 femei. Am zis că unii bărbați, eu n-am fantezii de astea, n-am nicio fată actriță, cântăreață sau pula mea pe care zic, bă, da, pe asta aș fute-o. Sunt toate niște leșinate. Da, da. Exact, asta e. Da, see that girl behind the dumpster? Doamna cu porumbei, bun. Da. Ok. Da. Că vezi portretul ăla de familie. Ce te-ar vrea, așa să zică? Toată mă gândeam acum dacă spune Brad Pitt, David Beckham, Cristiano Ronaldo. Brad Pitt mi se pare bărbat ca lumea. Până și eu l-aș trece pe lista mea. Aș renunța la o femeie din alea. Amă, te-ai supăra? Ce? Dacă ar fi lista. Brad Pitt, visar, David visar, Beckham, și Cabral. Și Cabral. No. Visar agăța mustățile, mă, cu Brad Pitt. Mi se pare că e, în primul rând... Ce femeie din România nu vrea să-l fută pe Cabral? What? Că, man, e cel mai necunoscut băiat care n-arată ca restul. Cel mai cunoscut? De la noi. Ok. Ești dement. Care n-arată ca restul. Hai, mă. Știi ce zic? Fac Mary Kill, Cabral. Așa Cabral? Așa aș dau cu nume. Cabral, Ibaca sau băiat, prezentatorul de la Ce Spun Românii? Eu cred că e drăguț să te căsătorești cu Cabral, că el pare foarte de treabă și da, fan. Da, iar a, și l-avem și pe Cabral cu noi, dar nu se vede pentru că avem interfața aia. Ce s-a întâmplat? Nu, mă, e acum. Nu știi, nu știi tu, nu știi tu. Da, bravo, ce puiat. Voi ați avut, mă, în tinerețe sau și acum aveți vreun o persoană pe care, bă, da, pe asta, uit, pentru asta uit de mamă, uit de tată, doar ca să fut aici. Uite, mamă, uit de tată. Ia zi mai tare. Oh my God. What a fucking fag. What a fuck. Zici eu, Ana Luisa, că zic eu locul. Bă, cumva sunt undeva de acord cu tine. Bă, gata, mă. Nu în sensul că Ioana Luisa, ce? Adică. Bravo, Mirica. Hai că intrat singur. N-am intrat mai niciun singur, mă gândesc dacă ai o femeie de lângă tine, cine? Femeia asta pentru care ai lăsat orice, sau ce ai zis? Păi da, n-am, asta e chestia, că n-am, dar pot să înțeleg, adică, și dacă aș avea o femeie de care îmi place și la care țin, pura mea, nu mă mai interesează că aș fute-o pe Emma Watson. Da, mă, care oricum... Și n-aș fute-o, în primul rând, că e oricum overrated, da. Adică cei mai mulți ar fute-o pe Emma Watson, că sau au fost fan Harry Potter și că, căcat, au crescut cu Emma Watson. E hașchilopată. Din punctul meu de vedere. Mă gândeam la Emma Stone acum, nu mă gândeam la Emma Watson. Emma Stone este super drăguță. Da, doamne, ce drăguț e. Ca personalitate, dar e tot. Da, nu-i fută. Lasă-mă, pula mea, care are jumătate de față ochi. Da, exact. Da, bă, hai mă, come on. E simpatică, dar nu poți zici că e bună. Am zis că e frumusică. Dacă o vezi pe stradă... Are o frumusețe aparte, mie, mi se pare. Da. Știi ce nu-mi place mie la... super standardele astea și photoshoparea și Facetune și toate căcaturile astea de pe Instagram, așa, că toate femeile încep să arate la fel, cu același botox, da, același fel de machiaj, da, același păr, același haine, aceeași talie, totul este la fel. Fețele încep să arate la fel, este super scary. Da, da. Și fetele astea care sunt mai în aceleași poziții, în aceleași pantaloni, yoga. Da, tot îți trebuie o față cumva, nu perfectă, dar proporțională ca să fii un model de frumusețe acceptat de majoritate. Chiar dacă nu e perfect simetrică, e proporțional. Trebuie să fie ceva și
La Emma Stone mi se pare că e ceva, nu știu, proporțiile sunt un pic... Sunt un pic off, dar mi se pare că să-i dă un ceva. S-a jucat cineva la sliderle alea acolo. Da, da, da. Ați văzut, ați încercat, dacă e cineva care știe Photoshop și are chef, este super amuzant de făcut să tai pe fața cuiva pe jumate și să pui exact acea jumătate din stânga, dublezi pe partea asta altă, cum ar fi să fie simetria perfectă și este super freaky. Da, de fapt. Asta, că nu e nimeni, e, arată ca oameni diferiți. E very interesting. Interesting. Da. Și chestia asta e dubioasă. Eu am observat și sunt, nu știu, dar nu sunt de fapt deloc rasist, sunt doar ignorant. Așa ce, deci e, nu, e tot, nu e neapărat bine, dar e mai bine e decât mai rasist. Bine. Eu mă uitam la băieții ăștia de fac trap, mai ales în state. Cei mai mulți sunt negri. Asta e doar o observație și este o statistică. Și cei mai mulți sunt negri sunt tatuați, sunt roz în cap și sunt slăbănogi. Da. Și toți își fac gen codițele alea și rozul și verdele în cap și toate tatuajele alea care teoretic ar trebui să te deosebească de restul oamenilor. Dar toți arată în pula mea la fel. Da. Efectiv, da. Nu poți să deosebesc pe Migos de Nidos sau Lil nu știu, nu-i nimic. Nu, Lil Dick e băiatul ăla alb care cântă frumos. Jew. El da, e mulțumim Codruționiță pentru donație. Mulțumim frumos. Dar da, și Angelo, mulțumim și Angelo. Arată la fel. Teoretic ar trebui, adică niște chestii care trebuie să-ți facă, să te deosebească, să niște lucruri distincte, dar care te fac să arăți la fel. Da, și tatuajele alea mici pe față care o să arate ca dracu, Nu zic că poate toate tatuajele o să arate ca dracu. Și eu am tatuaj, am voie să zic asta. Dar alea mici, ce sunt alea de pe față? De ce fața? Vreau să-ți văd fața. De ce ne facem asta? Da. Știi? Asta e aici un mic diamant într-un colț. Da, știu. Nici nu prea am văzut chestia. Adică am văzut tatuaje îmbătrânite, dar în alte locuri. Adică pe mâini, pe picioare sau chestii. Dar pe față o să fie interesant. Gonna be interesting. O să fie mișto. Eu mă gândeam care o să fie primul comedian care o să moară. Și în același spectru. De la noi, te referi? Da, de la noi. Primul comedian care o să moară de la noi. Adică o să fie un eveniment gen din România, nu din vina noastră. O să fie niște oameni. Da, de bătrânețe. Okay. Care o să fie un eveniment pentru care nu o să fim antrenați cumva. O să fie un sentiment pe care îl trăiești prima dată. Eu nu cred că primul comedian o să moară de bătrânețe. Nu, dar primul care o să moară de bătrânețe, asta zic. Sau primul rapper din America care o să moară, că rap-ul a început prin 85, să zic așa. Și primul care o să moară de bătrânețe, asta zic. Care n-a fost în pușca la 23 de ani. Da, o să fie o premieră cumva, când o să moară Dre sau pula mea, cine o să moară. Oh my god, a scos Exhibit melodie, apropo. Exhibit cu băiatul ăla de la Cypress Hill. Cu Biriel. Cu Biriel, da, cu și cum că un băiat, cu Biriel. Și cum că un băiat, nu mai știu cum îl chema, whatever. Și este, am sentimente mixte. E foarte West Coast, videoclipul arată super mișto. Dar ei se vede că-s bătrâni, știi bătrân. Ce zic? Adică are Exhibit un căpău, bă, băiatule. Deci se zici că l-au filmat cu lentilă wide, așa. Are capul imens. Și cântă. A fost el la Eforie, a fost. Arată ca și cum a fost la Eforie. Știți când l-au chemat să cânte la Mamaia și l-au cazat la Eforie într-o dasă de două stele cu mileu pe masă? Nu, serios? Nici Ceaușescu nu stătea în camera aia, bula mea. Era prea veche. Și a făcut ceva postare pe Instagram sau pe, nu știu, pe ce rețea de socializare. Da, când asta, mă? Acum, de curând? Sau? Da, câțiva ani. 3 ani. Așa de curând? Cred că 3 ani. Wow, doar atât? Da. Jesus. Adevărul că doar nu când era celebru. Acum, când... Nu când era pe val, da. Acum, când e celebru, pe sport.ro, că dau și ei emisiunile alea cu Pim Mai Rai sau ce pula mea mai dau. Se mai dau? Da. Mea. Și nu știu, era pusă melodia de vreo săptămână și avea 200.000 de vizualizări și am fost, oh no. Da. Does this mean I am old? Nu-i mai pasă nimănui. Water champ, ești Boczila, water champ! Într-adevăr, acum, adică, sincer, și când văd melodii de la artiști mai, uite, fix piesa asta de Big Zibit, Be Real, pula mea, care au fost pe val acum vreo 20 de ani, da. Prin 90-2000, să zicem. Și piesele sunau într-un fel atunci. Și acum când încearcă să facă ceva tot în stilul ăla, nu prea, adică îmi plac alea originale care sună exact ca asta nouă, dar asta nouă cumva nu-mi place. Da. E cumva doar o încercare de a suna la fel ca atunci, până nici ei nu mai poate să o facă, I guess. Nu știu, e dubios.
E ciudat. Și până la urmă ce să faci? Ar fi fost mai ok dacă ar scoate o melodie trap? Nu, ar fi fost și mai rău. Se lucrează la cameră imediat. Taica. Păi da, nu, dar ziceam că scrie el menciot. Calm your tits. Ia. Yeah. Ce featuring ai vrea să vezi, Luiza? Zi-mi o piesă pe care chiar ai vrea să o asculti la niște artiști care cântă împreună. Până acum nu au mai cântat. De din afară sau de la noi? Nu contează, poate să fie Delia cu Migos, alții nu știu. Da. Oh, Cardi B cu Billie Eilish. Cardi B cu Jador. Zila. Da, ar fi mișto. Mersi, pentru mine, da. Mie îmi place și Cardi B și Billie Eilish. Dar acum am descoperit o melodie care îmi place foarte mult, vă zic imediat. De la seratele alea pe care le făcea ăla cu Dinescu? Uh-huh. Dinescu? Da. Ăla cu mâncarea? Dinescu. Deci este politică tantia și delicatețuri. Aia, tantia care cântă Constantine, vă zic imediat. Taraful de la Vrăbioara. Așa, dar... Vrăbilău. De la... Vrăbilău? Nu e Vrăbioara? Nu știu. Stai așa. Morților. Și eu mă gândesc că ar trebui să fie ca tine, dacă nu e ciudat să citești Vrăbioara ca Vrăbilău. Vrăbilău. Wow, deci chiar e Vrăbilău? Da. Dar mie îmi place, acum l-am descoperit pe domnul Ionel Tudorache, da. Portofele. Da. Doamne, da. Și are o bucată în care zice, are foarte multe view-uri, te-am iubit, nu? Să moară mama, te-am iubit cu foc și sunt o mai care. Te-am iubit să moară mama, te-am iubit cu foc. Asta cred oricum e de cel mai cunoscute de pe canal de la Dinică. 9 milioane de vizualizări, da, și în capul meu, nice. Eu am descoperit asta și vă spunea ca și cum intrați să vedeți. Nu, chiar e fantastică. Da, e super mișto. Nu cred că am ascultat de la Cardi B, clar am ascultat. Nu, am ascultat două piese, că am ascultat-o și pe aia cu WAP, că am văzut un trending. Da. Am fost în trending la noi? Oh my god. Global. Există filtrul pe Instagram care e mega racist, care îți face păr din ăla, cum are tipa aia din WAP, colega lui Cardi B, Megan the Stallion, doamna Stallion. Doamna Stallion. Doamna armă, Sara. Și de la Billie Eilish cred că o singură piesă am ascultat. Asta e tot ce... Da, ba, da, aia cu... Toate. Just bad... Ai ascultat mai multe, dar nu cred că ți-ai dat seama. Ce? Cred că ai ascultat mai multe, nu ți-ai dat seama. Prin Uber, prin asta, n-are cum. Nu, o piesă știu de la Billie Eilish. Nu, cred că e băgată la radio Billie Eilish. Să fie ajuns așa? 100%. Da? Plutește ceva în apa noastră, Boczile, să știi, nu știu că e de are doar live. Are cu Khalid, cu Bieber, isn't cu... Are... lovely? DJ Khaled! Oh no, not another one! DJ Khaled e ăla cu Go Buy Your Mama House? Ce știți? Interviul ăla cu Go Buy Your Mama House? Îi zice unei... E sketch? Este minunat. Îi zice unei fete cu țâțele pe afară. Îi dă foarte mulți bani și zice you smart, you a genius, go buy your mama house. Este așa de cocalar și de funny. De ce e funny? E așa, e băiețași. DJ Khaled! Dar în fine, nu așa unde vreau să ajung. Nici Cardi B nu mă... Am ascultat acum pe drum, am ascultat o piesă de la ea. Ce piță? Una cu doi spanioli. Plus că sigur știi și pe aia cu Taki Taki, că au umplut toate radiourile. Raki Taki Tanana. Nu, Taki Taki Rumba. Taki Rumba. Taki Taki. Cine o cântă pe aia? Asta cu Taki Taki Rumba? Cardi B cu fata aia Gomez. Efectiv, cred că Selena Gomez. Selena Gomez și niște alții. Da, Selena Gomez, am văzut într-un film pe Netflix când ia o mașină din asta de ocazie, e hitchhike, a fugit de acasă o chestie, și merge, e cu Ray Romano filmul, Ray Romano e asistent social și ajunge să aibă grijă de un băiat printr-un program din ăsta, că vrea să facă el o faptă bună sau nu știu, ăsta era jobul lui, nu mai țin minte exact, de un băiat în scaun cu rotile și ultima lui dorință mai avea la puțin de trăit și merg într-un road trip, să meargă până nu știu unde, voia ăla să meargă undeva. Și o iau și pe Selena Gomez la ocazie și au ei o drum inițiatic din ăsta de se descoperă și nu știu ce. Și foarte mișto filmul, am văzut... Le face labă la un moment dat? Cred că îl sărută pe ăla. Un moment dat, pe handicapat, Selena Gomez, și își dă la drum pe el sau chestii. Da. Adică e și funny, e și de familie cât de cât. E mișto. Să căuta Selena Gomez pe Netflix. Cu fata aia din Twilight. Cum o cheamă pe fata aia din Twilight? Mă rog, fata aia din Twilight joacă... Kirsten Stewart. Stewart. Da, care merge cu doi oameni în mașină și le face laba. De asta mă gândeam că poate... Mulțumim Marina Solom. Solom? Nu Solomon? S-a oprit la...
Bun. Și Georgiana Serea, care poate e soră cu aia, cum o cheamă, Serea, care prezintă... Anca Serea. Anca Serea, care prezintă vremea la Prima. A, nu e. Nu, Anca Serea este... E fata aia care are 6 copii. 5 sau 6. Mă rog. Da. E o fată care nu muncește, dar are copii. Ea din asta trăiește. The Fundament of Caring se cheamă filmul ăla. Da. Cu Ray Romano și cu Selena Gomez. Este unul dintre cele mai puternice cupluri de influenceri pe asta. Cine? Serea cu Sână. Ce din România? Sână este solistul de la Accent. E băiatul la care acum 20 de ani știi că n-avea bani de bilet. Știu despre cine vorbești. Adi ăla? Adi Sână, da. Și au 6 copii? 6 copii. Și din ce trăiesc? Din uite pudra... Alocații și... Alocații și chestii, da, uite. Și uite aceasta, influencing? Da. Bă, stai un pic, ăla scrie muzică, sau a scris muzică mult timp. Pentru mai multe formații, nu doar pentru Accent. Era producător, un fel de... Duță, Liviu? Nu Liviu, cum îl cheamă? Laurențiu Duță. Cine e Laurențiu Duță? Laurențiu Duță, trei sud-est. Ah, ok, scuze-mă. Mamă, sex simboluri autohtone, Luiza. Te-ai dus repede de la Brad Pitt, Tom Hardy, da, de ale noastre, ai uitat? Ai uitat că în anii 90 l-ar fi făcut orice mămică din... Că era drăguț. De da. Vremea adevărul când Liviu era Liviu Vârciu, nu Liviu... Vasilică. Liviu Vârciu era de la LA, nu? Era da. Liviu de la LA. Da. Liviu Vârciu. Oare ce-o fi făcând? El pare amuzant. E prezentator pe la cine mi se pare Canal că Decret. N-a trăit când trebuie, mă? Mm. Petre Roman, mi se pare că are o aiure de flăcău. N-ai vorbit 20 de minute? Ce? N-ai zis nimic timp de 20 de minute. Bă, Petre Roman are o din aia. Are exact aiurea de... El e nostalgic, mă. Aha, cum era el la Malaxa? Păi are aiurea aia de Putin pe cal. E efectiv acolo-i Petre Roman. Bă, dar rupeau femeile cordonul de jandarmi ca să se ducă să-l pupe pe Roman în 92 la alegeri. Da, da, da. Da, a fost... La modul ăla de sex simbol a fost Petre Roman. Ăla a fost cel mai tare sex simbol. Nu știu dacă s-au mai bătut femei la modul ăsta. Era, nu vrem bani, nu vrem valută, vrem pe Roman să ne fută. Era, se striga din mulțime. Se striga? Se scanda. Se ducea la... Deci se ducea... Protestau femeile din fabrici că era perioada aia cu privatizări, cu se închideau fabrici, toate căcaturile și erau proteste, că da, ține bani, că murim de foame, nu știu ce. Și de fiecare dată îl trimiteau pe Roman acolo să calmeze mulțimile pentru diversiune. Mamă, niște femei isterice în piață, sună repede pe Roman. Romane, du-te și le calmează. Mergea, venea sprâncenele alea. Da, dar făcea așa la palton. Ia, ține un pic Alain Delon ăsta. Păi ia la Dumnezeu de la gât și i-a pus la sprâncene. Sprâncenelele de Albulescu. Voi, dacă o să fiți bătrâni din ăștia cu sprâncene fabuloase, Boczila are super potențial. Da. Mitran, nu știu, poate și tu? Eu n-am Mitran. Eu cred că niciunul într-un moment n-avem. Cred că deja ar trebui să fie mai ridicole. Nu, Boczila are momente. Dacă își face așa, arată un pic. Păi da, și la mine se face mai așa. Wow. Și te-ai gândit dacă o să fii bătrân și o să ai așa această cortină despre ochilor? Da, o să tun. Mi se pare dezgustător. Nu vrei să o lași așa în bun? Nu, să-ți mai pese, nu ți apară col la bătrânețe. Da, asta mă sperie și pe mine. Ovidiu Comornic cânta, Ovidiu Comornic cânta cu... Frumoasa mea cu cine era? Cu cine cânta Ovidiu Comornic cu Mirabela Dauer? Nu. Cine e Ovidiu? Avea, era o combinație de cântăreață bătrână... face ciorba Fuego bună. Cu Irina Margare, nu cu Irina Margare. Așa, cu Irina Login. Cu Irina Login. Dar mai era o combinație mai de asta. Era un duo din ăsta cu cineva o femeie bătrână cu un prin bine. Cu un duță din ăsta. Cine pula mea era? Dar nu Ovidiu. Raul cu Mirabela Dauer. Care Raul? Era unul chema Raul. Ultimul, da? Care s-ar putea că ăla seamănă foarte bine Raul ăla cu țepi, cu prezentatorul de la matinalul de la Etno, de vorbea mai devreme. Da. E foarte... Un grăsuț jovial, așa era. Da, nu vi se pare. Poți să spun Raul teoria cu Mirabela, grăsuții? Corect, mulțumesc. Zi. Poți să spun teoria cu grăsuții? Da. Observația cu grăsuții 100%. Sau ai tu nevoie de ea? Îți stă super părul la Luiza, spune. Mulțumesc, trebuie shout-out, trebuie shout-out. Mulțumesc că ați observat, m-am spălat. Da. Nu vi se pare că grăsuții ar trebui să fie joviali? Că este cel mai oribil lucru din univers, este să fii grăsuț și supărat pe viață. De asta ați lăbit Mitran. Era o combinație mai lungă, dar the gist of it, fără intrat în Mitran avea de ales dintre a slăbi și a deveni jovial și a ales să slăbească, că e mult mai simplu. Dar nu vi se... Dar super grăsuț, gen Santa.
Nu poți să fii super, super, mega grăsuț și supărat pe viață, că nu se pupă. Stai să mă gândesc la exemple de... Cristian Tabără. Să-l vezi pe Cristian Tabără, supărat. Cristian Tabără mai trăiește? Nu el a murit. La Radu Anton Roman a murit, da. Cred că e ok. Cred că și să... Cristian Tabără, da, da, și-a, s-a tăiat, și-a subțiat stomacul, și-a scurtat stomacul. Ce urăsc oamenii ăștia, da, care au bani. Și s-a făcut... Să facă ce-mi doresc eu din greu. S-a făcut emisiune live acolo, care se chema În Tabără, cu Cristian Tabără. O să mai facem un live ca să am strâng și eu. Cred că e mai ieftin o operație din ea. E o scenă drăguță cu, când aveau radio, cu despre asta vorba, aveau Radu Anton, știi ce? Știi ce, Mirica, da. Radu Anton Roman cu Cristi Tabăr aveau, făceau ei mâncare la proteste. Kalashnikov mitraliera ratatatata. Și la un moment dat, da, da, face Radu Anton Roman niște găluște, nu știu ce pula mea. Și îi ia și îi povestește și asta, uite că ce bune sunt, ce nu știu ce, le duce la naș, le dă o limbă și apoi îi dă lui Cristian Tabără să guste. Asta tot, da, da, din aceeași gălușcă în pula mea pe care doar a lins-o și a lins gălușca. I-a lins gălușca, frate. Asta e tot ce mai țin minte din, despre Radu Anton Roman. Radu Ioan, Radu Anton Roman. Anton, da. Are o carte de bucate. Avea. Care a fost... E mort. Nu a dispărut odată cu el cartea, încă e mai există. E mort, nu-i mai cumpără nimeni, nu mai e pe val. Era, a, Boczilo are descărcată, cumpărată, piratată? Piratată. Cu rețete culese de prin... cartier. A fost prin țară și a cules rețete și le-a trecut într-o culoare. Ceea ce mi se pare ok, mm-hmm, să faci treaba asta. Adică sunt multe... Cum a fost o perioadă în care se făcea asta cu literatura. Se duceau oameni pe la... Cum a fost Miorița descoperită, nu știu câte variante, că sunt chestii populare care, nefiind scrise undeva, se pierd așa, da. Și foarte frumos. De-aia mi se pare foarte important ca Spike să se împleze acum în pula mea toate, bucate, tot folclorul românesc. Bucate, vinuri și obiceiuri românești. Auzi, bucache, vinuri și obiceiuri românești. Ai prins boala acum ca un idiot, efectiv. Subcarpați face asta de 15 ani, dar acum Spike. Păi da, mă, dar Spike se împleze melodii care deja au fost semplate. Să-mi va pula. Da, chiar sunt total de acord, adică n-am nici cea mai mică obiecție. Speak your truth, Mirica. Nu mai zic nimic, nu știu că la fiecare podcast, ba, îmi place de Spike, la următorul nu mai place de el, la următorul, bă, stai un pic că m-am răzgândit cu Spike. Paul. Spike Lee. Da. Îl apreciez foarte mult, doar că, da, pula, am așa un sentiment de... De... Dar acum îți place sau nu-ți place? Stai un pic. Nu. A rămas cu nu. Da. De la melodia asta ultima? Bă, nu, cu folclorul? Fac, nu știu cum... De fapt, de ce vorbim despre mine și despre Spike? În fine. Tine, vorbim doar despre Spike. Nu, nu mă, stai, dar vorbim din prisma mea. Bă, nu doar te întreb dacă... De la asta te-a luat. Ai fost mie, exact... Nu, mi se pare ok melodia asta ultima cu... Adică nu ok. Mirica? Nu ascult pe repeat. Dacă n-am auzit, a fost, bă, da, o piesă. Mirica, știi cum a fost? A fost ca în filmul ăla la terapeut, când el deja a început să se destăine și deodată a realizat, a devenit self-aware. Dar de ce vorbim despre sentimentele mele? Ce pula mea, ce se întâmplă aici? Cum am ajuns la tatăl meu? Pentru o clipă, da. Cum ați făcut iar? Iar mai... Iar... Întotdeauna pățesc același lucru. Oh my God. Ce se mai întâmplă acum? Ce interesant, mi se par oamenii care nu poate să vorbească cu psihologul. Știi că sunt oameni care le e frică să vorbească cu... Cei mai mulți, cred, care să vorbească cu psihologul cred despre chestii. Și foarte mult într-o țară ca noastră venită după o perioadă comunistă. Adică cred că au ceva de face. Cred că deschiderea e destul de largă pe ansamblu. Mai ales că mi se pare că a tot devenit promovat, că nu e așa a big deal să vrei să consulți un terapeut sau să mergi la un... 3-3. Oh my God, mi-aș plăcea să merg la un terapeut. Uite, dacă există cineva care e terapeut și gratis și vrea să mă asculte vorbind. Sunt și nevorbită de mult timp, nici nu beau, nici nu fumez, nu știu dacă v-am zis. Sunt o persoană extraordinară, nevorbită și simpatică și grăsuță. Dacă vreți să mă auziți vorbind, help me. Help me, help you. Vrem să mai mulțumim unor oameni. Noi avem asta pentru donații. Deci, dacă ați mai intrat și nu știți ce se întâmplă aici, ideea e că strângem bani, strângem donații bani pentru o cauză umanitară. Da, pentru nepoțica lui Sebastian, prietenul nostru, care are nevoie fetița asta de o operație, care costă, du-te în pula mea, 350.000 de dolari. Mi se pare că nu pot să nu înjuri când auzi o astfel de sumă, că este absolut oribil. Și dacă intrați pe site-ul afișat pe ecran, helpirinuca.org, sau aveți în descriere toate link-urile posibile.
n-ai cum să nu ai unde să donezi. Deci există Revolut, PayPal, există bănci normale, GoFundMe, nu există opțiune. Da, da, duceți-vă și donați, donați. Și nu folosiți încă o dată, dar e dat drumul, nici nu e dat drumul la, plus că ce, la monetizarea ce... pe YouTube, nu? Sper. Nu cred. Cred că nu e opțiunea. Da, mergeți în link-urile alea, da, și donați direct. Poate e un pic mai mult efort să dai copy-paste la un link sau ceva, dar merită că toți banii să meargă direct în contul ăla și să nu mai ne ia o parte din 30% cum ia YouTube-ul și muie Google pe calea asta. Așa. Și hai să o ajutăm pe Irinuca. Mulțumim, mai avem de mulțumit lui Teofil Constantin Ciobanu și lui Dragoș Apostol. Huggy emoji, huggy emoji. Bravo. Bravo. Și faptul că sunteți în continuare 300 de sufletele pe live, bravo. A, e foarte interesant. Sunteți foarte niște drăguț. Oameni minunați. Da, mă, mi-a spus ce ați făcut weekendul ăsta. Băi, incredibil. Au venit ai mei în vizită. Mă rog, o vizită foarte scurtă și de bun simț, că așa sunt părinții mei autiști. Au venit din Brașov până în parcare la IKEA. Ca să aducă chestii? Da, ca să-mi aducă chestii. Am stat, am băut o cafea la Starbucks, vreo două ori, a fost minunat și mi-au adus mâncare, zici că cât nu mi-au adus toată viața. Că eu n-am plecat la facultate de acasă, n-am primit pachet, am primit acum ulei, toate pachetele detergent, de 4 ani de facultate, ai primit acum. Un sac de cartofi. Eu nu m-am plâns că n-am cartofi sau ulei sau detergent, dar s-a gândit ei să aducă tot felul de lucrășoare. Mi-a făcut maică-mea ficăței, a fost super drăguț. Doamne, este minunat să nu te vadă părinții câteva luni. Da. Se simtă dorul ăla, să nu știe să-și exprime emoțiile. Eu de-aia nu-i mai sun pe ei mei, nu le mai răspund la telefoane, nu nimic. Mă sună să-mi bag pula de 5-6 ori pe zi, în fiecare zi, de vreo câteva zile, de că nu le-am mai dat niciun semn de viață. Da? Să vezi plăcințele, chestii. Detergent n-am primit niciodată pe pachet și am primit multe pachete în facultate. Care e cel mai dubios lucru pe care l-ai primit la pachet? De obicei lucruri pe care nu le cer. Că mă întreabă, eu de obicei când se face un pachet, vorbesc cu tata și mama e pe fundal. Dar se aude mai tare mama. Da. Are un signal să-mi bap la femeile, toate femeile din partea asta de familie, pe partea lui mama, toate vorbesc în ultrasunete. Și mă întreabă tata că, bă, vrei castraveți? Și zic, bă, da, vreo 5. Pune-mi și castraveți. Și era, bă, cum mai 5? Pune mai mulți. Și după aia mă trezesc cu șosete noi. ce am vorbit? Da. Mai pune acolo. A, păi stai un pic, că am făcut și niște plăcintă cu dovleac și nu știu. Coaie, dar îmi place. Nu știu, lucruri din astea. Ea pune, nu-ți place, bagă în congelator, că o să... Creăm în congelatorul plin. Da, și eu fac la fel. Adică nu cred că câte lucruri am băgat până acum în congelator de la ei mei, n-am scos niciodată. Doar am băgat. Am un sertar acolo numai pentru... Sora mea are impresia că îi duce la următorul nivel de sofisticație și le trimite brânzeturi, tot felul de brânzeturi din Belgia. Și ăștia, după ce primesc pachetul din Belgia, îmi trimit mie toate... Eram bucăți de emmental de jumătate de kil în pula mea, plin congelatorul cu bucăți de brânză. Și câtă brânză poți să mănânci? Că eu, mai mănânc, mai cu un strugure, mai cu un... Mai cât cu un strugure! Să... Serios să spun. Oh my am ajuns God. La nivelul ăla de mănânc, îmi fac platou de brânzeturi cu struguri, că am prea multe. Și așa te uiți la Premier League cu platou de brânzeturi. Mor dacă nu fac asta. Nu mănânc căcat, serios. Liga întâi, Marea Britanie. Lavaj picioarele alea la picioare, nu știu. Da, mai pulă, nu știu cine. Merd! Merd, ce fază! Da, dacă băluță. Băluță mai era. Da, mă, nu avem români în Premier League, incredibil. A fost Andone la un moment dat și Băluță, da, amândoi. Da. Da. Mi-a trimis acum Vărmi un link. Am de pe partea lui mama, de la sora cea mai mare a lui mama, doi veri. Unu, încearcă să dea de mine de vreo 2 luni să îmi ceară bani. Știe toată familia că de asta și... Da, stai, din toată familia te-a ales pe tine? Nu, la mine s-a ajuns. Ah, ok. Gen, eu mă știu cu omul ăsta, cu vărmiul ăsta, de când eu aveam 3 ani și ăsta mă cărea în spate. Dar acum îmi cere bani, că i-a terminat pe toți cei care i-au dat bani. Nu știu, sau el e cunoscut în familie ca... băiatul ăla care a furat banul lui Tasu și a fugit în Turcia prin 95 sau ceva. Să facă el niște afaceri. Man. Stai un pic, el cât are? Cred că vreo 35. Margi în pula mea cu banii tăi! Serios,
Serios să-ți spun. Marș dracu și produs singur, fă singur bani. Bă, stai un pic și acum... Marș și pula mea la muncă. Și acum ai scris lui soră mea. Știa ce lui Mirica. Stai că toată familia a ajuns la discuția asta cu el la un moment dat. Că avea nevoie. Avea nevoie, bă, m-a ajuns că suntem, bă, neamuri. Și a ajuns la soră mea. Soră mea, i-a cerut lui soră mea numărul meu. Și sora mea mi-a zis, bă, fii atent că mi-a cerut ăsta numărul tău, vezi să nu-i dai bani. Și eram cu aia, știu ce am de făcut, că nu să mi se știe toată lumea. Mă pui pe mine să te răspund. Și m-a sunat, cred că de vreo 15 ori, nu mi-a răspuns, că știam numărul, acum nu i-am răspuns niciodată. Și acum nici n-am mai fost, am fost o singură dată la Vasluianul ăsta și nu m-am întâlnit cu el. Și dacă mă întâlnesc cu el, o să zic că eu nu răspund la numere necunoscute sau cături din astea. Încerc să evit discuția ca să nu creez probleme în familie. Frate-su îmi trimite link-uri cu aia. E frate-su fiind băiat ok. De băiețeală? Nu știu, îmi trimite bancuri? Link-uri random. A descoperit Facebook-ul sau ceva și îmi trimite link-uri cu oameni care fierb țuică, cu căcaturi din astea, dar nu scrie nimic. Doar, uite, acum mi-a trimis Oda Prunelor. Poți să mă uit? Da, nu mai am Oda materie. Prunelor. Da, unul care face... Care... Oh my God, ce memă e atât. Nu există mai Vasluian de atât. Știi memă cea mai veche memă românească? Nu există, Oda Prunelor. Două link-uri mi-a trimis și ambele sunt cu un cazan de țuică. Ce pula mea? E memă aia cu oamenii care stau în jurul cazanului și scrie cercetători români, nu știu ce. Bă, care da. Există de pe vremea internetului. Da, are Facebook de mult timp. Suntem prieteni pe Facebook de mult timp, dar de săptămâna trecută, nu știu ce, a văzut el o poză cu un cazan de țuică și a adus aminte de mine și mi-a trimis link. Dar nu e pe... Mulțumim, Anca Arsene. Nu e pe forward. Adică nu cumva el trimite la foarte multă lume din listă? Habar n-am, că nu mi-apare mie. Poate mas. Ba da. Uite, vezi, aia zic. Ah, da. E un mod din asta la... E ceva nou. Da. Am mai primit de la... Nu, de la bătrâni, de la rude, să zic. Eu am bă băiatul ăla, am pe băiatul ăla care a apărut în Comics Vlog, care e super de apreciat la 75 de ani. Băiatul ăla la 75 de ani, vrei să zici băiatul? Da, păi suntem frați, Mario. Mario Mihai. Da, și n-am mai rezistat și i-am dat plug pe Messenger. N-am mai rezistat. Și a dat seama? Am avut liniște? Nu! Și am avut liniște o grămadă de timp și ieri pe WhatsApp mi-a dat un număr de telefon, o poză, și am zis la Caterin că nu n-am băcut dis. Și el a zis, salutare, dragoste, sunt Mario. Parcă mă urmărea în coșmar, adică, fuck, cum pula mea ai dat de mine pe WhatsApp? Nu știu, nu realizez. Numărul tău personal sau ăla de comics? Nu, pe numărul meu, că nu mai am comics-ul. Da. Cum crezi că a dat de numărul tău? Bă, nu știu, da. Așa, în mintea ta, dacă stăm să ne gândim acum, cum crezi că a dat de numărul tău? Și l-am dat. Atât de simplu. I-am scris eu într-o seară. Hai să nu. El mi-a dat carte de vizită, i-am dat mână de telefon. I-ai dat un apel. Să fie schimb pe schimb, da. I-am dat un apel. Dar asta, bă, da, când ți-am zis, a trecut o lună, uitasem complet de el, că era liniște la mine pe Facebook, mamă, și când am scris, că la salutare, Dragoș. La pariu că nu e liniște, du-te în până, dar accept la toată lumea, la toate piesele auto. Nu, dar chiar am. Adică nu scrie așa lumea. Chestii trăznite. Cum ar fi meme-uri din trăznițe NATO. Aveam un amic la un moment dat care intra pe tine, îți dădea o poză cu o gagică convențional bună și apoi atât. Tu arunci cu zarurile astea în caz că doarme cineva pe lives. Dar nu se aude atât de tare. Nu? Dacă merg cu microfonul după ele, e deja altceva. Okay. O să fie oribil. Hai, adunați, pariați, încă mai acceptăm pariuri. Ăsta e barbut? Stai barbut? Da, care dă mai mare? Haide să ne jucăm barbut. Ce-am avut, am pierdut, mi-a plăcut să joc barbut. Bă, poate ne oprește YouTube-ul că face mizerii. Ce mizerii? 6, s-a dat 6. Poți să dau cum și ar fi eu barbut? Acum? Da, poți să... Este un joc de șansă, nu de noroc. Da, mă. Că nu câștigăm nimic. Bă, barbutul se joacă la nivelul solului. Mulțumim Anca Arsene și mulțumim și Cristina Negrea. Mulțumim foarte mult. Bă, da, acum de curiozitate. 7. 7 te-am bătut? 7-le pierzători mereu. Inventez reguli. Acum de curiozitate, voi de unde știți dacă oamenii ăștia donează la noi pe live sau de fapt donează la alții pe live? Că mai sunt încă două live-uri. Pe mine nu știu. Concomitente. Stucan? Nu, întreb pe Ella și pe Sebastian. Că eu am senzația curând o să ajung să citim vreo 600 de nume deodată că donează lumea. Nu contează, sper că donează că lumea că donează foarte bine. Noi. Da, 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 nu. Și, în primul rând că important este să se doneze. Da, da, anume, categoric, doar că mi se pare fan. Nu e o competiție, dar rămâneți aici la noi. Știi ce zic?
Dacă e pe viitor să mai fim contactați de cazuri umanitare, păi cine e pula mea? Păi aia care au strâns mai mulți bani. Normal. Nu știi cum facem și noi. Normal. Karma points. Nu știm, așa că sincer le mulțumim pe ambele live-uri. Da, Sebastian, nu știm. Nu știm. Ce live-uri mai sunt acum la... De la noi sunt. Mocanu e Toma. Și a început și Costin Ștucan în pula mea acum. Cine? Mocanu cu Costin Ștucan de la GSP ăla. Asociația steliștilor. Nu știu. Nu mai e voie, bă, să te mai identifici cu vreo echipă de fotbal. Din România, mai ales. Mocanu e live, Mocanu? Da, e cu Vio și Frâncu. Ce, bă, Mocare? Cu domnul Dragu. Damn it. Stați aici. Da, nu prea. Mă uitam la... 2 ore, 24 de minute, quality content. Plus că, uite, noi ne-am vopsit peretele. Pentru da. Mi-am adus avem aminte avem de... plante. Mi-am adus aminte de că era vorba de muzică. Era că acolo. Am văzut poza asta cu care ne-am promovat noi astăzi că facem live. Da. Tu ești un fel de Fergie din grupul nostru. Da? Da. Cam ești e că... bine? Nu, Black patru erau? Patru erau, nu? Da. Parcă. Și e bine că sunt Fergie. Nu știu, a plecat la un moment dat și a luat aere. Și-a arfe. Și-a luat arfe. Și acum au rămas aia trei, doi negri și un indian, sau nu știu ce pula mea. Ah, dar și Will.i.am era, nu? Era tot de acolo. Da, dar el a rămas. Că... Deci na. Black Eyed Peas încă există? Filipina a fost la Untold. Am fost eu la concert la el la Untold și erau ăștia trei. Era da. Ăla negru mai mic cu capul rotund, da. Will.i.am și cu indian. Headliner, nu? Adică era super da, da, da. Nu? Deci mie, că eu când mi-am dat seama că Will.i.am este William, mi-a luat capul foc. Da. Dar înainte, și am pretenții de la mine. La începutul Black Eyed Peas era altă fată, până să ajungă ei celebre. Da, era altă fată și avea un stil mai rap din ăla de Compton, așa. Și și-au schimbat stilul că... Supărat, așa? Da. Și au schimbat deci, stilul ca să fie mai popiș, să intre pe MTV, ca să și devină celebri, că așa au fost sfătuiți de managerul lor, shout-out Cristișorea, și după aia a rămas cu buza. Acum am văzut un clip cu ea, un mini-documentar cu ea, cea că nu regretă nimic că ea a fost în situația în care nu a vrut să facă concesia asta, să treacă la alt stil de muzică cumva, și au recrutat-o pe asta, pe Fergie, că avea țâțe și... Da, și cântă frumos. Are și țâțe, dar cântă și frumos. Da? Da. Și no, cool, așa. Mi se pare că e New Age Gwen Stefani. Acum nu știu. Știu că a dat gherla aia cu imnul Americii la aia. Cum a fost și la noi dubitul ăla de Marcel Pavel. Da. Ce-i cu el? Stai un pic, că Marcel Pavel nu a cântat rău, doar a schimbat el un vers. Aia a cântat ca o cipot. Da, da, da. Normal, dar eu întotdeauna l-am bărfit. Și nu facem asta pentru că e evreu. La Dănuț. SRL. Oh wow, my God. Wow, ce blast from the past. Da. Dumnezeu. Mergeam pe la bunicu și era Dan Bitman. Ce s-a întâmplat cu Dan? N-am mai văzut statusul pe Facebook, dar am dat tics. Stai că o să caut exact declarația lui Dan Bitman. De mult timp nu am mai vorbit. Eu când sunt acasă, de obicei, nu vorbesc. Eu sunt singur și am dialoguri mentale. Nu scot sunete. Nicio. M-am uitat la Dan Bitman, după foarte mult timp am înjurat laptopul. Dă-te în pula mea, du-te morții mătii de terminat. Cât de retardat să fii să... Să stai în pielea gol, să-ți un iepure în brațe. Tipul ăla de discurs manipulator în care spunea chestii cele mai mari tâmpenii era de la Gâdea. Ăla e cel mai... A fost și la Gâdea și la Gâmbul. Avea geacă de piele? Nu știu. Nu, n-avea geacă de piele. Era în cămașă, parcă. Și spunea niște chestii, ultimele tâmpenii, ambalate în lucruri de bun simț. Și nu mai puteai să-ți dai seama când mănâncă căcat și când nu. Și îți dai seama că tot publicul ăla de retarzi era bravo, Dane, că tu le zici cum bravo, trebuie Danuța. Mâncați. Bravo, și ce zicea, Dane, care în sfârșit cineva. Care este esența a ceea ce spunea el? Adică de ce e atât de mult hate spre Dan Bitman? Că există adică COVID. Știu că ar trebui să fie mai mult și ar fi trebuit să fie dinainte, dar acum ce s-a întâmplat? Tu nu știi ultimul scandal? Nu. Zicea Gâdea. Dane, ești de acord că există virusul ăsta? Și era, da, normal. Am și prieteni care, nu știu ce, care au fost infectați. Și ești de acord că oamenii ăștia chiar suferă? Da, cu siguranță. Dar testele astea nu poți să spui că sunt oameni care sunt plătiți să declare lucruri și lucruri din astea. Că se fac teste, că se fac trei teste și se trec ca trei îmbolnăviți. Și zicea Gâdea, nu e adevărat că se trec trei teste ca trei teste, nu ca trei oameni. Da, e, în fine.
Și trecea peste căcatul ăsta și zicea că a, și testele astea au o marjă de eroare de 30%. Și era gâdea, gâdea era straight person în conversația asta, gâdea, coare. Și era gâdea că nu, nu-i chiar așa, că are astea care se fac pe loc au 30%, astea care sunt declarate au marjă de 95%. Și era, ei, să, eu am zis 70% și treceam mai departe. Și după aia continua să mănânce căcat că bă, el așa a zis și hai să spunem că ăsta e adevărul, că dacă așa am zis, așa este. Nu ne mai oprim în detalii acum, marjă de 30%, de 50%, cât deci, problemă înseamnă. Dan da. Bateman și-a dat cu părerea despre COVID. Da, și mă, în sensul și, care trebuie. Și la modul de eliberație că murim de foame, adică a dat-o puțin în zona că aia noi de noi artiștii de mult cu toții suferă, suferim da, acum. Și au început ăștia să sară în și cap. Și el e portavoce artiștilor. Da, și el a început să sară de cur în sus de chestia asta cu morii de foame și a început lumea să ia de el că mai uite și morții, adică câți la toate zilele orașelor conduse de PSD pe, și au apărut anul din trecut n-au cântat mă la sectorul 15.000 de euro și și-a luat iar scandal și apoi a zis gata donăm banii. Marș la da, 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 pe asta da, era. Că și noi am făcut stand-up pentru Fira și nu am donat banii. Am senzația că 11.000 de euro concert, 10.000 de euro ca prezentator sau o chestie de genul da, și da, nu mă însune da, în asta, da. Normal că se... A, bă, e rudă cu Băsescu și nu știm nimic aha, care uite să dovedească treaba asta, dar e rudă cu Băsescu. Bă, frate, bă, hai că... Nu mai băgați așa în seamă. Dar e membru PSD, nu, mă. Nu, îmi pare un pula mea, e un distrus, e un vai mort, nu e un vai morților, e bă, un căcănar. E, e un căcănar. Cunoscut da. Și e respectat de atâția oameni, încât nu poți să zici că bă, nu-l băgați în seamă, că foarte multă lume îl bagă în seamă și dă-l în morții lui. Păi da, mă, și ce poți, ce poți să faci? Așa, scuze-mă. Scuze, scuze asta, dacă vreți să vedeți. Doar refulez. Adică numărul e scos din burtă, testări se fac, dar sunt adunate și acelea. În primul rând e miza să existe starea în care să poți achiziționa tot felul de drăcii fără licitație. Și poliția e mulțumită că lumea e liniștită. Unii stau acasă, primesc o parte din salariu. Le doresc însă românilor să gândească cu mintea lor. Sună-mă în 5 decembrie să-mi spui câte cazuri sunt. Nu ți se pare că e o manipulare? Sunt 4, 5, 10 oameni cu afaceri de miliarde care știu exact ce vor. Uitați-vă pe o televiziune concurentă, afirmațiile unui fost deputat, un hoț care vorbește despre hoț. În fine, a luat o asta e un comentariu de pe Facebook. Dacă nu știam da. Că e Dan Bateman, ce încetești de pe Facebook de pe grupul taximetriștilor sau exact, ceva. Exact, care mai are din aia, cu spor la cafeluță, dimineața da, bine da, exact, exact asta e. Și așa că, du-te în pula mea, Dan Bateman, gata, asta, asta e tot ce trebuie să se întâmple. Marși în morții mătii. Și atât. De ce, asta mi se pare că trebuie să fii atât de sad încât să redevii relevant prin a fi prost pe internet despre COVID. Cine a mai auzit de Dan Bateman în ultimii 5 ani? Dar când l-am auzit la aia, da, zi, vara trecută, când zicea gâdea cu aia, când i-a zis gâdea. La scandalul din astea. Când zicea ăla că marză de precizie 70%. Nu, că e 95%. Ei, eu am zis 70%. Și cum ziceam, ăștia ne fură. Cum pula mea să zic? Că eu am zis 70%. Gata. Hai să trecem mai departe. Fătuți cu gura mătii de distrus. Da, mă, mie mi se pare o combinație foarte bună ce face PSD-ul, că nu e singurul artist pe care l-au racolat ca să... Nu, și acum a trecut la doctor, au trecut în alte și-a luat doctor, și-a luat artist, știi, dacă Firea când a candidat la primărie, n-a candidat susținută de Rodica Popescu, Bitănescu și de nu mai știu ce actori și apoi după ce s-a întâmplat asta, nu zic că s-a întâmplat, după aia Rodica Popescu, Bitănescu a făcut un festival de teatru în București cultural, festival de teatru la care au fost mai multe piese, toate regizate de ea, toate cu aceiași actori distribuiți de ea în pula mea. Eu am găsit adică, o știre... De o combinație foarte bună să iei niște oameni pe care... populația îi văd ca uite, bă, uite, domnul Bateman. Și să-i spui să spună căcatori. Este minunat. Deci, mai țineți minte, în episodul anterior din Purtătorul de Cuvânt, în care Sorin zicea că, da, dacă am avea, că avem atâtea cazuri, pentru că se fac foarte multe testări. Dacă ar fi mai puține testări, ar fi mai puține cazuri. Logic. Da. Declarația lui Donald Trump revine cu declarații privind testarea COVID. Citez. Dacă am testat la jumătate, am avea și cazuri la jumătate. Și am fost extraordinar. Da. This is what a time to be alive. Flawless logic. Bravo, America. Bravo, democrație. Bravo, București. Dă-mă pula mea pe toți. Ce, unde am rămas cu cititul comentariilor? Ne uităm acum, în direct. Să nu uităm pentru ce suntem aici totuși. Să nu uităm pentru ce suntem aici. Ați mai donat? Bă, asta s-a întâmplat, că s-a dat atenție, man. În fiecare seară vine alt căcănar în studio la Gâdea să spună aceleași mizerii. Acum s-a întâmplat să fie Bateman și sau păi asta e un căcănar, s-au apărat oamenii. Că, uite, domnule, domnul Bateman, care ce pula mea a făcut? Care a cântat toată viața, ți-am dat un inel.
Și banii vorbesc. Nu, a avut piesă în 90, banii vorbesc, banii... Bani, ce pula mea credeți? Că, nu, că nu-i plac banii? Să vin serioși. Am mai avut și... dar să nu mi-e niciodată dragostea și dincolo de nori. Și au avut coperțile alea cu iepuri. Ați vorbit da, acum i-am arătat lui Mihai. Am văzut pentru prima dată în viața mea. Sunt niște coperți de viniluri, cred, sau da, de poate pe cover albums, în care sunt ei dezbrăcați, ăștia bătrânii de la Holograf și cu niște iepuri bă, peste pulți. Erau da, tineri, sunt toți la piele, hipioți, piplete, mustățe, ce pula mea. Se numește albumul Hai în poala mea. Da, sunt toți în pula goală, stau pe un, fiecare stă pe cât un scaun, fiecare cu un iepure aici la pulă, un iepure alb. Viu. Mamă, îți dai seama cum a fost brainstorm-ul ăla, cum au ajuns la concluzia asta? Crezi că era mai bine dacă era mort iepurele? Iepurii dacă erau mort? Că nu era mort? Erau vii, păreau vii. Erau vii. Prea se bucurau ei așa. Țipau. Că ei sunt așa cumva zglobii și sfioși și ușor jenați. Ce? Ce-a revenit? Suntem bine? What? Da, tot ok. Zi, iepurii cum sunt? Iepurii parcă se mișcă, sunt un pic în poziții diferite și ei, ăștia de la Holograf, par ușor stânjeniți și așa ca niște fetițe asiatice, știi? Am un iepuraș pe pulă și... I'm not Chinese, I'm Korean. E la polișor, la live-urile alea retardate. This dick so big. Sper fantastic că acum au apărut foarte mulți artiști care îl critică pe Dan Bidman și nu vor să fie toți băgați în aceeași oală cu el. Dar astăzi am văzut ca știre primul care ia apărarea lui Dan Bidman și e de acord cu el e colegului de trupă, ceea ce mi s-a părut atât de coaie. De ce? Is this even a thing? What the fuck? E normal, a zulat peste tot împreună. Ați mâncat aceeași pâine. I-am văzut la concert, cred că concert plătit de PDL în Vaslui, într-o campanie. Mai țineți minte că erau pe vremuri foarte mulți bani investiți în concerte în astea. Acum, în ultimii, nu știu cum să zic, 8 ani, nu prea au mai fost paranghelii în astea. La de la Băsescu-lui anul trecut. Bă, da, când erau ture de țară cu caravana PDL cu artiștii ăia. Erau turnee solide din alea. Se ducea Băsescu cu Udrea, după bere gratis și iri și nu știu ce. Adică se duceau în toate orașele și făceau campanie din alea. Ce? Mandinga, da. Nu știu, mai arunc și eu nume în asta. Mandinga. Și... Cred că nu merge netul, să nu place, a? Și erau din astea. Și eu atunci țin minte că era o bătaie pe locuri în fața scenei la Holograf, la Vaslui, incredibil. Păi normal, mă. La Vaslui. Da, dar oamenilor nici măcar nu le păsa cine vine. Erau ăștia pe și aici prost la cabana. A venit artiștii de la București. Da. Păi ce, și de atunci crezi că au mai călcat cineva prin Vaslui? Că dacă nu se concerte cu scop electoral, nu mai sunt deloc. La Vaslui vin asta la o cale, muzică populară și muie ăla de nu știu cum îl cheamă, de ia toți bani. Este unul de face... Grigore Leșe? Zilele liceului. Nu, e unul local. Stoia Mățu. Un chel de prezintă el concurs între licee. Benone Sinulescu. Mai trăiește oare? Da. Da, still alive. Alive. Mamă, câtă energie are. Este un concurs de cultură generală. Tot timpul. În fiecare an, nu știu, așa. Acum cu pandemia nu cred că s-a mai ținut, între licee și fiecare liceu, sau școală generală, cred că și la școală generală, dar fiecare liceu își desemnează doi elevi, da. Cei mai răsăriți. Cei mai, da. Și se fac semifinale, final, așa, e piramidal, cu întrebări din vreo 10 categorii, câte două întrebări la fiecare categorie și în pauzele dintre întrebările alea de cultură generală sunt numere artistice. Nu știu, nu mai țin minte cum se cheamă concursul. Ați avut asta la voi în oraș? Nu. Era super fain. Era un eveniment, printre puținele evenimente culturale, să zic, din Vaslui. Și era mișto că era și cu public, fiecare liceu venea și își susținea tocilarii, dacă luăm până la urmă așa. Da. Și era muie ăsta care organiza în fiecare an și exploata efectiv tot ce se întâmpla acolo. Lua bani de pe fonduri de la primărie, de la nu știu ce, și dădea un premiu de 200 de lei la câștigător și avea merțan mereu. El avea toate mașinile noi și... Copiii ăștia munceau, învățau ca tâmpiții pentru concursul ăsta și nu le dădea niciun căcat. Deci vrei să spui că școala nu ne ajută, Virgil, nu? Asta vrei să spui. Bă, era mișto. Eu nu aș fi vrut să particip la căcatul ăla, da. Dar mi se părea, ar fi fost interesant. Nu am vrut să mă bag în preselecția aia, nici nu știu cum se, cred că era tot politic.
să-ți reprezinți liceul, cred că trebuia să ai pile. Dar crezi? Trebuia să fii măcar preferatul profesoarei de nu știu ce, care trimitea copiii ăia la... Oh, cred că se făceau, adică... Și aveau un fel de programă, de trebuia să înveți niște cărți, niște... Nu, mă băgam în căcatul ăla oricum. Dar îți dădea niște bani. Dar sunt sigur că trebuia să... Normal ar fi fost mult mai mulți bani pe care îi meritau ăia și păi se duceau în buzunar la prostul ăla. Da. La chel. That's how you make money. Ăla e administratorul casei de cultură sau ceva din Vaslui. Maut, da. Da. Mai avem niște mulțumiri. Cosmin Sterian, Vlad Neagu și Claudiu Bostan, Heart Emoji. Mamă, dacă cineva din Vaslui, spuneți cum îl cheamă. Că îmbrățișări și toate cele, mulțumim mult, ne transmite Sebastian Mihaila. E persoană publică, chelul ăsta? Da, mă, nu știu cum îl cheamă, Lucian, da? De o, ceva cu Vlad, o, parcă, nu ești mai de la țin, noi, ni se șoptește în cască. Da. E un bun? Lasă-mă în pace. Lasă-mă. Nu uitați să dați un like la clipul ăsta, că poate ajunge mai departe. Lasă-mă, domnule, în pace. Mai văd alți oameni care vor veni după voi. Gen. Când nu va mai fi live. Ca să vadă. Ce videoclip interesant. Hai să mă uit și eu. Și o să uite și o să se simtă prost. Că, bă, hai să fac și eu o faptă bună. Și vor dona și ei. Pentru că donațiile rămân active în continuare. Da. Îți place cum link-urile gesticulez cu mine? Aș putea să fiu Dan Negru. Ia uite, și toate link-urile sunt acum pe ecran prin magia OBS-ului. Bitch, mulțumim Boxzilla, băiatul din spatele camerei, un om extraordinar care face Young foarte mult lucruri. Te duc bine. Ce? Ce? Acum mă face inconfortabil. Baby, atinge-te. Spune un fetiș dubios al tău, Mitran. Pe care nu știe nimeni. Ce ai? Zi-mă, voi doi de când... Nu există. Nu știu, un an de zile. Un an? Da. Nu? Oficial, ca așa. Nu știu. De o viață. Recunoaște Boxzilla. Nu, mă, că sunteți suflete bătrâne, la asta mă refer. Că voi vă cunoașteți dintr-o viață anterioară. Așa este. Și plus cu vreo 4 luni înainte să fiți combinați pe bune. Zi-mă. Când sunt foarte mult mai mult într-o zonă în care mi-aș dori cumva fetișul meu să am fetișuri ciudate. Nu. Dar să știi că nu ești dubios dacă n-ai fetișuri. Da, pentru că așa mă face să cred internetul. Da, mă, e dam pula internetul, nu e adevărat. Tu ai fetișuri? Nu. Așa. Absolut. Nice. Adică nu e nimic la care eu să mă gândesc și să zic, bă, aș vrea să bag ghiveciul ăla în futut sau mi se scoală pula la ghivece, pleacă de aici. Dar nu ți se pare nașpa să ai fetișuri? Ba da. Pentru că mi se pare că dacă după aia ai încă o chestie de făcut. Da. It's a chore. Și dacă schimbi persoana, mai e încă cineva de trebuie să-i explici și să sync. De ce? Da. De ce, Doamne? S-ar putea să-ți ia vibe-ul de la, sau atenția de la futut. Stai, bă, dacă ai un fetiș, cum să-ți ia? Nu e ca și când te deranjează, că a, păcă mi-aș pula acum, păi de nu, fapt vreau să ai un cactus în gură. Am vorbit cu muieri, că așa, gata. Femele. De cum le zic muieri. Așa. Am vorbit cu muieri, care au mai fost cu băieți care aveau fetișuri cu picioare. Astea ultra comune. Da, nu, nici măcar acolo nu sunt. Dar eu mă refeream la ceva mai hardcore. Fetișul, foot fetișul e cred că cel mai comun fetiș. Cristi Popescu. Ce? Ce? Da. Nu, și adică așa știu. Nu, mai futea pasta, era mai mult concentrat să-i pupe picioarele, era mai mult gen ea pentru el exista de aici în jos. De aici gen trei părți de corp, nu mai era. Unde dacă ar fi să fim sinceri în timpul sexului, aș putea să mă lipsesc de la genunchi în jos. Categoric. De mai multe. Dar ar ta ciudat de la genunchi în jos, de la brâu până la gât. Mega ce drăguț că e lăsa fața. Păi nu, mă, pentru femei, că le place pe gât. Nu știu sigur la ce te refer, dar ai făcut un gest ăsta așa de le place pe gât. Nu, nu chiar m-am mâncat nasul, dar s-a nimerit perfect. Băi, știi cum sunt fetele? Știi cum sunt fetele? Le place, mă, te duci la ea. Ce, mă, Luiza, nu-ți place să fii linsă pe gât? Linsă? Linsă, sărutată, pula mea. Zi-mă cum de sare. Da, mă. Să fiu pupată pe gât. Da, pupată. Face băiatul ăsta niște fancy stuff. Oh, God. Dar nu linsă așa, de că e muie ăsta aici și nu putem să vorbim acum. Ba da, putem.
Dar zi-mi un fetiș care ți-a pare ție dubios. Ia-mă vină Bugzi la aici în spate și... Scatofilia? Masează. Crede că m-ai închis? Nu, dar am încercat eu să mă gândesc, nu știu, mă gândeam la schele, pula mea, e mai simplu scatofilie. Exact. Man, da, nu știu. Ați putea să vă căcați pe cineva? Da, nu. Categoric. Wow, ce animale, da, retardaților. Băi, de ce nu? Pentru că e un impact emoțional cu aia, nu-ți vine cum. Exact. Păi nu, dacă vrea, categoric, dacă vrea, vrea cu aia, tu ești retardat. Nu pot să cred că trebuie să-mi explici. Că păi dacă vrea, știam asta, înțelesesem asta. Mi se pare insane ca în general. Și dacă vrea cineva, tu să poți să te cași pe pieptul lui. Păi da, mă, dar depinde cine vine la tine. Că dacă vine iubita sau da, vine, aia, vine, hei, vine, ce faci, Dragoș? Lasă-mă, mamă, că învăț, Dragoș. Dragoș, Dragoș, ia lasă un pic cărțile alea. Asta e chestia, depinde la Mirica, că Mirica acceptă. Eu i-a spune lui Năstase. Băi, Năstase, nu. Tu ai nebunia. Adiță, te rog eu. Da, tu n-aveai un glos de dacă, film. Dacă, bine, dacă vine la mine orice persoană publică, instant spun da. N-ai voie să nu te cași. Dacă vine Andreea Marin, vine Teo Trandafir, oricine în pula mea, te cași pe pieptul ei. Așa ai începutul din top de intelectual sau ce ai încercat să faci? Andreea Marin, Teo Trandafir, Mane, nu știu. Bitele de la Andrei. Mă rog, înțelegi ce vreau să spun. N-ai cum să nu te caci. Ba da, mă, n-ai putea. În primul rând, ai fi Andreea Marin. Dacă vine, uite, n-aș putea să o fac la iubita mea, de exemplu. Parcă ești făcut dintr-o conservă. N-ai cum, nu. Nu poți să faci asta, ai avea ce un șoc. Ce legătură au conservele? Mi se pare parcă că... pentru că n-au nimic în interior, odată ce mănânci interior. Înainte să fie... Hai, Mirica. Mirica, pare că... Mirica i-a zis lui Mitran, haide, lasă-mă să mă cac pe pieptul tău și Mitran este... Nu, te-am rugat! Aha. Nu! Nu! Bă, dar n-ai cum să... Tu unde ești, mă? Tu susții că ai putea? Dar n-am susținut nimic, ce pula mea. Păi nu, te întreb. A. Bă, dacă doar trebuie, faptul că ai dubii și deja e sănătos față de cum au bă, dacă trebuie, nu-mi creează nicio plăcere. Dar dacă aia, trebuie... Salvează de cancer, normal că trebuie. Stai un pic, stai un pic. Sunt bani, sunt bani implicați? Da, mă. Sunt bani implicați? Nu, doar emoții. Nici măcar, doar emoții. Vine o persoană, fii atent, vine o persoană pe care nu o place. Drăcea, să zicem. Oh my god, la mulți ani, Victor Băra. Știu bă, că da, e ziua lui Băra. E ziua lui Băra. La asta am uitat, am vrut mai devreme să fac eu asta, că am văzut că avem doar 2 like-uri și avem de 3 ore live-ul, ceea ce e cu aia. 2 dislike-uri avem. Nu mă, dacă vine o persoană pe care n-o place, mi se pare că e mult mai ușor să te cași. Păi atunci asta e un pic, că nu mai e vorba nici de sentimente. Ba da, da. Ba păi dacă îi place. Sunt niște sentimente implicate, dar sunt sentimente... Doar să poți să faci lucrul ăsta, gen, efectiv, dacă pot, normal că poți. Cum să poți, mă? Doar nu crezi că am trac de căcare? Stai, mă, da, ascultă-mă. Ai uitat cum se face? Nu, poate. Dar mai știu, care găurești? Sunt foarte mult. Mă, mai ales dacă la 9 dimineața cu o cafea lângă mine mă cac pe tot. Bă, nu mă, nu, dar era asta cu că bărbații cât de intimidați sunt când se uită cineva la ei când se pișe. Și voi vorbiți mie acum de cum v-ați căca sufletul, efectiv. Că e chestia asta, păi generală. Păi da, mă, dar stai puțin că se uită cineva la tine când te... Depinde din nou și în ce context ce se uită la tine. Și din ce unghi se uită? Adică în ce context? La pisoar, în pula mea? Păi stai, mă, un pic, că eu cineva. Când sunt cu un om în intimitatea noastră, nu mi-e rușine să uite la pula mea. Păi da, mă, dar tot... Doar dacă am un fetiș cu vorbi. Da, da, din moment ce... Da, din moment ce tu nu ai chestia asta ca fetiș, chiar dacă ești în intimitate, tot trebuie să te cași pe un om. Da, mă, știu. Înțeleg, da, ce, înțeleg ce vrei să spui. Asta încerc. E alt unghi din care ce te cer? Deci vreau doar să negociem până la un mic dubiu că hai poate să, nu hai, poate reuși hai să te cazi. Crezi că te-ar ajuta să stea cu capul lui, să, stea, să fie în spate, gen să nu faceți contact vizual păi în da, timp normal, ce te cazi? A, normal, face, așa, da. Așa te cazi niciodată. Nu, dar nu stai... Păi dar nu, wow, asta spuneam. Bă, la ce poziție te-ai gândit? Nu, la asta mă gândeam. Tu stai jos? Umeri craci. Da, mă, bă, deci nu, tu, scoating, nu, scoating deci omul stă întins. Da. Omul stă întins cu pe spate, da? Da. Cu burta în sus și tu ești aici pe pieptul lui orientat da. Spre el cu picioarele deschise. Efectiv la asta. A, gen stau așa la el, stau deasupra da, lui și, da, și vezi stai, vine. Da. Invers, să stau cu spatele, să nu ne privim în ochi. Hai, nu, păi, da, să ne privim în ochi. Păi da, mă, dar să văd și la televizor. Reverse cowgirl, așa, nu? Da.
live show un nu pic. Nu poți să stai cu spatele, nu e un animal sub tine, ești prost. De la pula mea, dar vrea să, cac, să mă cac pe el, crezi că are, acum vrea... Păi asta e fetișul. Bă, stai un pic, nu era o femeie pe care te căcai? Te căcai pe un bărbat este acum? Este un om, mă. Am băgat femeile la oameni. În fine, am făcut eu o greșeală din... M-am grăbit, dar am băgat femeile la oameni. Oh my God, ce mizerie. Dacă vine la mine, dacă vine iubita mea, pe care o văd cea mai frumoasă femeie, este superbă. Uite, uite, știu ce drăguță este. De ce prost ești cum manipulezi cu aia, parcă ești PSD-ul, așa, și unde vrei să ajungi? Dar așa. Nu iubita ta. Ce spune? Probabilitate? Și spune, și spune, dar nu iubita mea, dar cine? Nu iubita cine? Ta, Andreea Marin. Ah, dacă nu vine iubita mea, instant zic da. Du-te, mă, de aici. Doar pentru poveste, mă. Faptul că nu re... Bă, ok, pentru poveste. Când mai vine cineva la tine să te cași pe el? Mă, dar nu-i putea. Și dacă, bă... Bă, pe mine nu mă ajută cu nimic. Pe mine nu mă ajută cu nimic. Dar să zicem că ești în turneu. Și într-o seară, rămâi după show și beți. Beți și e o fată în grupul ăla și zice, hai că mergi, mă conduci pe mine până acasă. Și tu o întrebi, dar de ce ai 6 nailone cu tine? Ce? Nailone. Nu vrei să punem preșul ăsta pe jos să te caci pe mine? Și atunci... Tu ce zici? Bă, nu că mă grăbesc? Nu, sunteți efectiv nebuni. Ești? Să-mi bag pula. Uite, vezi, ai, dacă vine de neunde, de nu, trebuie să o pregătești un pic în pula mea. Și dacă vine acum, dacă vine, bă, hai repede, te cași pe mine. Trebuie să ai grijă ce mănânci cu câteva zile înainte sau ce? Da, normal. Bineînțeles că mănânc care tip de căcat e mai bun ca să te caci pe cineva? Ala, trebuie să mănânci o văză înainte ca să fie mai fânos și ca să și iasă, că e foarte multe fibre și te caci. Dar tu dacă ți-ar plăcea, dacă ți-ar plăcea să se cace cineva pe tine, ce crezi că ar fi cel mai friendly așa? Mărcuț așa ca să se întindă, nu? Ceva să se întindă. Da, nu, e adevărat. Nu vrei un cârnat așa. Nu, să fie un cârnat dintr-o bucată în pula mea, să fie gen să nu fie cârnat din ăla tăiat, știi? Să nu fie bucățele tic tic tic. Nu vreau picătura chinezească pe piele de căcat. Bă, nu o fleașcă, nu e așa un. Da, mă, nu, să fie un cârnat mare și în momentul în care s-a oprit, atunci gata, s-a oprit și căcat. Nu, nu. Știi că există, se numește. Din ăla no wipe din ăla. Nu, se numește The Cleveland Steamer. Știu de la Ferguson. Da, da, da. Că să te caci pe pieptul cuiva și să iasă abur, că este călduț. După aceea te așezi cu curul și cu curul întins. Ah, există și un after party. Aici e pentru excentrici. Aici trebuie să fii făcut yoga. Păi nu, că atunci implică că te mânjești și tu pe tine cu căcat și asta nu... Da, mă, dar sunt oameni plătiți ca să facă așa ceva. Ce se mai întâmplă aici? Da, eu cred. Ce se întâmplă, mă? A, nu, mi se pare drăguț că a râs lumea și la mijloc Ela a scris încă un mulțumim pentru donații, în timp ce noi ne băteam cu carnei. Ce-ar fi să vă căcați niște donații pe site-urile din descriere? Dar facem doar pe... Normal, mă. Da, mă, trebuie să vină dinainte. Nu poți să bagi un fetiș, orice fetiș ar fi. Nu poți să-l bagi în timp ce vă cunoaște sau în timp ce vă fute și acum zici, da, și acum zgrie-mă pe spate și bagă-ți degetele în cur repede. Da, da. What? Da, de acord. Ce e asta? Not gonna do that. Asta e, cumva trebuie să fie stabilit dinainte. Da. Nu poate să vină oricine pe stradă la tine. Deci o comunicare în relație este cheia. Bă, acum mi-am dat seama, Seba, că trebuia să donezi tu mai de mult timp pe site-uri de videochat și acum suntem prietenești cu fetele alea, că acolo donații, în pula mea, nu aici. Da. Alea donații. Da. Luai token. Să faci parteneriat cu un studio de videochat și toate donațiile din seara aia să se ducă să numească studio 20%. Fără să știe clienții, pentru că mi se pare foarte greu. Da, fără să știe. Cumva da, da, da. So. Nu, cu fetele alea, nu cu clienții. Păi da, aia zic. Adică fără să știe clienții sunt foarte bine. De ce poate te ajută să dai mai mult, să zici, să te minți că o faci pentru altcineva, știi? That's true. Da. Da. Dacă te întreabă cineva cu ce te ocupi, fac fapte bune pentru copii. Nu-mi bag mere în pizdă. Mere. Bodeepure. Ionatane. Întregi, direct. Din alea de țară, alea cruce mici. Că poți bagi mai multe. Mm-hmm. Și pe azi le scoți așa ca pe mince de ping pong. Nice. Cu pieni. Ok. Da. Hai mă să mulțumim, mulțumim. M-am obosit, mi-e foame și mă piși. Da, unde ne mai ducem? Oh my God, Eduard Marian Drăghici, mulțumim frumos. E un sketch foarte drăguț din Movie 43.
Da. Știți Movie 43? Da, e foarte nice. Este cel mai idiot film. E unul dintre comediile care chiar îmi plac. Da, este o retardă. N-ați văzut niciodată? Nu. Sunt foarte multe sketch-uri, nu? Da, 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 sunt foarte multe, multe sketch-uri. Dar știi ce mi se pare mie fantastic? Că sunt atât de retardate și stupide sketch-urile alea, dar sunt cu actori cunoscuți. Adică e un sketch cu ăsta, cu Wolverine și cu Kate Winslet, asta din Titanic. Se duc la prima întâlnire, Wolverine este un domn, este apare pe Cosmopolitan, pe New York Times, chestii astea. Și se pun la masă, un restaurant foarte drăguț. Asta, el își dă șarfa jos și are coaiele în barbă. Yeah. Asta este sketch-ul, tot sketch-ul e cu el, avă coaiele în barbă. Da, este mizerabil, chiar da. Merită. Și mai e unul dintre ele cu Chris Pratt și cu, cred că, nu știu dacă e Emma Stone, nu știu sigur, dar e Chris Pratt sigur și iubita lui îi cere să se cace pe pieptul ei. Și asta e tot sketch-ul, cum se pregătește el, vorbește cu prietenul lui, ce mănâncă, momentul în care ajunge să carce pe pieptul ei, se ceartă, nu se mai cacă, ies în stradă, ăsta aleargă după ea în stradă și în momentul ăla așa se termină sketch-ul, dă mașina peste el și umple de caca peste tot. Da, vă recomand Movie 43, da, este cu finalizare. Movie 43. Deci. Un film foarte idios, stupid, prost. Hai să super mulțumim încă o dată tuturor. Să sper mulțumim. Super mulțumim că a fost super distractiv. Da, mulțumim că a stat cu noi vreo câte 3 ore, de cât timp suntem? De vreo 3 ore suntem aici. Rămân pe ecran aici conturile la care puteți să donați în continuare și când mai vedeți podcastul ăsta care o să rămână pe YouTube, că rămâne, dincolo de... A întrebat cineva dacă rămân toate mizerile astea. Da, o să rămână, pentru că asta e cariera noastră. Da. Și ne YouTube-ul filmulețe cu Bahoi și cu Gore. Ce să nu uităm că... Să nu uităm că am fost în seara asta aici ca să o ajutăm pe Rinuca să se opereze, să își repare inima. Și aveți toate conturile la care puteți să donați. Și Revolut și GoFundMe și trebuie să strângem niște bani și o să mai facem live-uri și o să mai donăm și să mai dați un share, să mai ajungă și la alții mesajul și să mai doneze mai și mai avem chestii de anunțat și pentru noi? Au zis că poate la veniți la Open Mic. Ah, dar peste două săptămâni. Peste două, nu contează, voi fiți Joana, o să apară pe canalul nostru. Noi o să mai tot vorbim ori în podcast, ori o să punem pe grupul de la niște oameni sau și pe Instagram niște oameni, dar n-aș vrea să facem din open mic să scrie la final că noi niște oameni și astea. Deci nu o să aflați altcumva dacă nu sunteți în chestiile astea. Da, mai discutăm asta. Dați-ne follow pe Instagram la niște oameni pe Instagram, dați subscribe la canalul YouTube dacă n-ați dat subscribe la YouTube, dați subscribe pe YouTube, vă rugăm, ne ajută foarte mult. Și ne ajută foarte mult dacă vă place de noi să puneți un story sau să dați un share sau să ne recomandați unui prieten, că recomandările astea man-to-man funcționează cel mai bine. Plus că o să mai apară chestii pe canal, așa că apar lucruri frumoase. Deci mulțumim foarte mult pentru donații. Sunteți foarte șmecheri și mulțumim că ne-ați susținut pentru cauza asta și o să mai facem chestii. Pup, Sebastian! Bye!